Bun găsit, prieteni! Sunt Ionel Stoica și vă invit la un nou capitol din Povestirile Sportului. Ca de obicei, alături de noi, salutăm prezența lor, sunt cei de la Penny, sponsor al tuturor echipelor de fotbal al României și furnizor de produse proaspete pentru toți componenții loturilor naționale. Înregistrăm această emisiune și este prima dată când fac această precizare. Ziua în care facem această înregistrare este 26 august. O zi specială pentru sufletul nostru al românilor, pentru că este ziua în care cu 77 de ani în urmă se năștea poate cel mai iubit fotbalist român din toate timpurile, Nicolae Gicu Dobrin. Și deloc întâmplător, pentru că așa le rânduiește viața, astăzi l-am invitat să ne fie alături pe unul dintre oamenii legende și un mare prieten al lui Gicu Dobrin, Narcis Coman, portarul de legendă, portarul care a apărat o viață fără mănuși, ceea ce este poate unic în lume, omul care a ajuns atunci când nimeni nu se mai aștepta să fie ales cel mai bun fotbalist al României în 1978, o recunoaștere târzie a unei valori incontestabile. Bine ai venit, Narcis, la întâlnirea cu iubitorii fotbalului, la acest, să spunem, muzeu deschis care se dorește a fi la Povestirile Sportului. Mulțumesc frumos pentru invitație. Să spunem că tu vei împlini în noiembrie 78 de ani, generație cu Dobrin, Dobrin era mai mare puțin, un an decât tine, nu? Mai mic decât mine. Pardon, mai mic, un an, da, exact. Tu ești 46, el era 47 născut. Da. Câțiva ani de zile împreună, dar aneia v-a făcut să fiți prieteni o viață întreagă. Și vom avea chiar timp să evocăm niște clipe speciale, pentru că la vremea respectivă multe s-au spus cu temei sau fără temei despre voi, asociindu-vă, având aceleași patime, aceleași pătimiri, harul pentru fotbal, dar și, să spunem așa, predilecția pentru un șpriț, pentru Bacchus. Exact, pentru, da, zeul Bacchus, pentru o poveste în fața unui pahar de vin care dura ore întregi. Dar ceea ce este de menționat și de separat la început, una a fost una, alta a fost alta. Fotbalul l-ați iubit și nu l-ați trădat niciun întrebări niciodată. Așa cum este obiceiul la noi, pornim la drum cu începuturile. Tu, în mod paradoxal, deși mulți ajung în poartă forțați de împrejurări, tu chiar ți-ai dorit să fii portar încă de la început, din copilărie. N-ai fugit de acest post. Nu, nu am fugit. Și n-am fugit datorită lui Voinescu. Îmi aduc aminte că am fost la clubul unde lucra tata și am văzut un meci, Ceceau cu nu știu cine juca. Poate la televizor. Era, da, era Voinescu. La club acolo erau, da, da, că da. N-aveam toți televizorul. Păi, erau vremurile. Da, erau vremurile. Și l-am văzut pe Voinescu apărând. Dar atunci, având pe un verișor mai mare decât mine, l-am rugat, zic, băi, ia tragem la poartă. Și mi-am făcut o poartă acolo de 3-4 metri, nu știu, cred că nici nu știam câți metri are o poartă. Nu, vreau, și a început să întreagă. Și culmea e că am început să mă arunc și după ea pe pietroaile alea pe acolo. Pietroaie, îi spun eu, dar era asfalt frumos, aranjat. Și mă aruncam după ea și am spus că nu mă doare. Și de atunci, dragostea mea, iubirea mea, cea mai frumoasă a fost portărie. Da. Asta era pe la vreo 9 ani, nu? Nu, aveam vreo 12-13 ani, așa. Și după aceea m-am dus la un club, Voința Giurgiu, care avea echipă de copii. Da, n-am precizat, deci Giurgiu Vean, născut în Giurgiu. Da, sunt născut în Giurgiu, crescut în Giurgiu, învățat fotbal în Giurgiu. Și până m-am întors. Și până m-am întors acasă că început fotbalul și termina fotbalul tot la Giurgiu. Tot la Giurgiu. Coperțile, da. Să spunem, vieții sportive. Da. Am terminat ca antrenor la juniorii republicani. Da. Păcat că acolo nu a mai fost bani. Deci pe la 13 ani a început oarecum organizat. Organizat, da. M-am dus la să practic joc. Da, m-am dus la un club, Voința, și la 3 zile am avut joc cu Olimpia Giurgiu și am jucat. Iar antrenorul de acolo care m-a format a fost Marina Anastasovici. M-a văzut cum am apărat. Cel care dă numele stadionului din Giurgiu. Cel care dă numele stadionului din Giurgiu. M-a văzut cum am apărat și mi-a zis, copile, vină la mine. Am întrebat cu antrenorul de la Voința, zice, da, du-te, că e mai bine aici, e organizat, la mine nu-i.
Și de atunci m-am dus la Olimpia Giurgiu și a început o muncă titanică cu mine. Culmea e că dacă vă spun, nu să credeți, dar trebuie să credeți că asta e adevărul, în poartă nu mă băga să joc. Dar la antrenamente mă omora. Băga pe alții în poartă, nu lucra cu aia cât lucra cu mine. A, și te punea în câmp, în teren? Nu, la în jocuri. Poartă, în poartă mă omora, în poartă. Plonjoane, stânga, dreapta, stânga, dreapta, blocaje, ieșit pe centrării. Dar meciul nu te băga? Dar la meciul nu mă te băga. Te omora la pregătire, da, la antrenamente? La antrenamente, băga pe alții mai mari ca mine. Și mi-aduc aminte, m-a băgat la un meci, că m-a văzut supărat. Unde m-a băgat? Aici, în București, cu Dinamo București, la Republicani. Aveam vreo 15 anișori. 15 ani am avut, 15 ani luat. Da, era luat cu, 15 goluri. Da, cu Titi Frățilă, era cu Radu Nunweiler, avea o echipă atunci. Echipă mare. Da, echipă bună, juniorii de la Dinamo. Nu le-a fost milă de tine, că e junior. Nu. Și după aia, în continuare mă omor la antrenamente și am mai apărat vreo două. Deci un început sub cele mai groaznice auspicii, să spunem. Da. Poate alții s-ar fi lăsat pe gubași. Da, dar eu n-am vrut. Și am mai apărat două jocuri la juniori republicani și asta a fost tot. După aia am avut, aici a fost un noroc al meu, așa zic eu, am avut o ceartă cu un jucător pe care Marina Anastasovici îl iubea foarte mult, a zis că îl bat, m-a spus lui Neamarin și Neamarin m-a bătut. Că vreau să-l bat pe ăsta. Și zic, dați nu mai fiu, nu dă tata în mine, nu dă mama și dai dumneata în mine, atunci nu mai și vin. Corecția cu palma era da, asta frecventă. Aveam vreo 17 anișori. Și am plecat. Iar după vreo două luni mă întâlnesc cu Marina Anastasovi și îmi spune, ce băi, vezi că e selecționat la echipa regiunii București. Erau regiune atunci în 60. Da, se făceau selecționate pe regiune, s-a adunat undeva și... Da, și zice, ești selecționat în regiunea București, cu echipa, sunt două echipe, Giurgiu și Oltenița. Și pleci la Mediaș. N-am crezut, dar până la urmă, a venit după mine, hai, fă-ți valiza și pleci la Mediaș. Și am fost în grupă cu Oradea, cu Bucureștiu și nu mai știu cu cine. Și am apărat și acolo, antrenorul era de la Oltenița, la juniori. Da, pentru selecționata aia voastră. Da, pentru selecționata aia noastră și m-a văzut. El nu mai avea portari la echipa mare. La SNO. La SNO Oltenița. Șantierul Naval Oltenița. Și m-a văzut acolo. În ce divizie erau? Ce? Nu, în regiune. A, regiune jucau. Regiune. Și acolo m-a văzut și a venit după mine. Și m-a luat. A fost secretarul Mazdrag, secretarul de partid, care a venit după mine, fiind giurgiuvean și el. Și m-a luat de la Giurgiu. Am înțeles că s-a dat o plată. Da, s-a dat un vagon de tablă sau cam așa ceva. Erau șantiere navale și la Giurgiu, la Oltenița și între ele s-a făcut un troc, un vagon de tablă pentru un portar. Da. Și a făcut un bine pentru că am apărat în regiune, iar după aceea am promovat în divizia C. Am avut baraj cu o echipă din Râmnicu Vâlcea. I-am bătut cu 1-0 la Oltenița și 1-1 am făcut la Vâlcea. Și am intrat în divizia C și de acolo am mai apărat 3-4 jocuri în divizia C și am plecat la UTA. Asta se direct în divizia. În 1965. 65. Atrag atenția că e important exact această enumerare. Regiune, C, B. Dom'le, ce piramidă avea fotbalul atunci. Da. Adică câte șanse se ofereau jucătorilor ca să fie găsiți, sita să cearnă și apoi să crească, să avanseze spre și ligile superioare. Și apropo, o adevărată piramidă a fotbalului. Da. Și acolo consemna cel mai bun fotbalist arbitri. Pe foaia de arbitraj, că era și atunci. Da, și ei spuneau de sigur. Și eu am fost mai mereu nominalizat. UTA a rămas fără portar. Gavrilaș a plecat la Universitatea Cluj și a rămas cu un singur portar, Weichelt. Aveai cât 18 ani, nu, când ai ajuns la UTA? Da, în 65. Trecuse de 18 ani. Nu trecuse. Încă nu. Că împlinesc în noiembrie. Da, exact, era înainte. Era vara. În septembrie, parcă, sau 17 octombrie, cam așa ceva. Bine, apropo de numele care le-ai spus, trebuie menționat și o să mai facem pe parcurs, ai avut mereu concurență acolo unde te-ai dus, la toate echipele pe la care ai umblat. Adică nu te-ai dus drept senator, de drept să spunem, a trebuit să îi învingi, să-și cucerești locul în poartă. Da, uitați, la UTA am avut un noroc
chiorc, ca să zic așa. Conjuncturile ajută la un moment dat. Să zic așa pe românește, chiorc, da. Că de ce? M-am dus acolo, m-a văzut la antrenament și a spus Coco Dumitrescu, Nea Coco, zice, legitimați-l imediat. Vestitul Coco Dumitrescu, da. Extrema stângă, de la auto. M-a legitimat și joi m-a întrebat, zice, ai curat să aperi la meciul următor? Nu mi-a spus unde. Cu cine? Cu Știința Craiova. Dar nu ți-a spus. Dar nu mi-a zis echipa. Dar nici nu aveam idee că de ce să vorbesc de Știința Craiova, de astea, nu, eram departe. Și zic, da, am. Și zice, bine, mergem la Craiova, îl bagă pe Weichelt în poartă. În minutul 15, cam așa, un sfert de oră, era 2-0 pentru Știința Craiova. Știința Craiova, îi spunea, juca în parc acolo. Și mi-a zis, ce, dă-i drumul la încălzire. Am făcut încălzire și m-a băgat în poartă. Și nu-i nici faza, prima fază care a fost, a tras la poartă, nu știu cine a tras, că nu-i cunoșteam atunci, mi-a trecut mingea printre picioare, mă uitam cum se duce spre poartă, am plonjat și am prins-o. Și de atunci am apărat formidabil. Și am rămas titular în... Da, noi avem aici reprezentat la... așa grafic o formulă de joc. Da. Prietenul meu cel mai bun. A echipei Guta în acea perioadă. Da. Țacu a fost. Fundașul. Cine? Stânga, Țacu, Ghiuri. Mulți maghiari acolo. Păi da, Birou maghiar, Bacă și maghiar, Mețcas e grec, care a fost și pe la Giurgiu întâi și pe urmă ajuns. Așa. Chivu, care este din Jilava, Floruț, care e din București, Pantea din Arad, Țârlea din Arad, Donciu. Pantea, cel care are pomani la Donciu, Steaua. Da. Nicolae Donciu, Pantea. Da. Donciu, care e bucureștean și Axinte din Arad. Da, asta era echipa. Echipă frumoasă care o pregătea pe cei care au să fie campioană să bată pe Feyenoord, mai după câțiva ani de zile. După câțiva ani de zile care s-a schimbat mult echipa. Da, sigur, da. Nu mai era echipa asta, da. Pentru că toți erau unietate. Bacoș, Mețca, Schivu, Floruț, Țârlea, care era un... Un atacant foarte iute, foarte... Da, mi-au cam aminte în anul ăla, în 65, când m-am dus la UTA, eram în zonă de retrogradare. Și am venit în București și am jucat cu Dinamo pe 23 august. Și tot așa. Am bătut cu 1-0 pe Dinamo, a dat Țârlea gol de la 16 metri. De la 16 metri a dat gol cu cap. Oho. Lui Ilie Datcu. Și am bătut cu 1-0. Și... Mare lui Datcu. Da. Și în anul ăla, dacă v-ați aminte, a luat Petrolul campionatul. Titlul, da. Și a venit la noi, la Arad, am jucat 5-0, am bătut pe Petrol. Viitoarea campioană. Da, viitoarea, luase campionatul. Era ai o memorie a rezultatelor, a momentelor, a oamenilor extraordinară. Pe încă nu mă... Bravo, da. Apropo de memorie, spuneam trecerea de la Giurgiu la SNO la Oltenița pe un vagon de tablă. Da. Trecerea de la apoi la UTA, pe ce s-a făcut? Ca să înțeleagă lumea cam cum erau vremurile. În rând de echipament. Tricou, kilot, jampieri, training. Și training. Deci asta a dat UTA? Da, pentru mine. Pentru portarul. Erau uzinele textile care le aveau, așa că nu i-a costat. Trebuie precizat că numele de acte este Narcis Răduț Coman. Da. Acum toată lumea sunt Narcis Coman, așa a rămas și pe cartea care e mai ușor. Mai ușor de pronunțat, da. Da. Dar cine ți-a pus numele ăsta cu Z? Nașimea. De ce? Că era așa, așa mai... a vrut el. Asta aduce aminte și asta cu Rodion Cămătarul. Nu, Radion, nașul lui Pigulea. Radion, la fel un nume semn de rar, dar care nu l-a folosit nimeni niciodată. Așa. Puțin îl știu. Așa, așa și la tine, Narcis. Da, așa a vrut nașul meu, așa... Să fii mai altfel. Dar și părinții mă strigau Narcis. Da. Cât un an, un an și ceva la UTA? Un an de zile. Da. Și pe urmă am fost luat militar. Bine, s-a întâmplat la UTA ca să am niște peripeții după meciul cu Dinamo, când i-am bătut cu 1-0. Atunci, să fac o escapadă cu prietenul meu, Țaco. Și spre rușinea mea am fost suspendat un an de zile, Țaco 6 luni de zile, că am venit puțin... Tu erai capul răutăților. Eu cu Țaco, dar am venit puțin afumați. Dar ție ți-a dat mai mult, că ce ai zis, că tu ai fost... Păi nu știu ce a avut de mi-a dat un an de zile. Iar după o lună de zile mi-a ridicat suspendarea și m-a dat la Dinamo. Condiția să te duci la Dinamo. Da. Păi Dinamo care, cum să zic, m-a luat militar. Uh-huh.
m-a luat militar Dinamo, șansa mea a fost că Niculescu era într-o formă extraordinară la Pitești și Dinamo îl vroia pe Niculescu la Dinamo București. Da, să le ia de la Pitești. S-au gândit să fie monedă de schimb. Da, și eu am fost monedă de schimb. L-a dat pe Niculescu. Piteștiul l-a dat înapoi la Dinamo, că de la Dinamo venise, și Dinamo m-a dat pe mine la Dinamo Pitești, așa îi spunea înainte. Da, se făceau schimburi. Da, dar era echipa a doua lui Dinamo Pitești, era tot de poliție. Da, vremea aia Piteștiul se numea Dinamo. Dinamo, da. Formă da. S-a numit Fece Argeș. Și așa am ajuns eu la epoca asta a Piteștiului împreună să-l cunosc pe Marele Dobrin. Da, până acolo, deci iată echipa excepțională de la Dinamo. Da. Din aceea. Am avut meciuri formidabile. După UTA, deci, Coman în poartă, Cornel Popa. Nu, stați puțin, nu faceți o greșeală aici, faceți o greșeală. După m-a luat Dinamo, m-a legitimat pentru o săptămână și m-a dat la Dinamo Pitești. Așa. Iar eu am venit, ce scrie acolo, în 68. Păi te-ai întors înapoi. Da, m-a luat Dinamo înapoi, că nu mergea Niculescu. Și m-a luat Dinamo. Hai să căutăm că avem ceva și de format la... Uite, nu avem de la Pitești, da. De la Pitești, în 66, ce e acolo? De, în 66 Pitești, la Pitești. Începe marea prietenie cu Gicu Dobrin, și peste marele timp, Gicu Dobrin. Cu Gicu Dobrin. Da. Jucători cu har, dar cu drag de pahar. Se face pielea găină. Da, să facem un vers așa. Da. Cât adevăr și cât neadevăr este... Cât s-a exagerat, apropo de acele șprițuri prelungite? Da, mi-aduc aminte. Coman Dobrin. Da, mi-aduc aminte cum vorbea unii într-un timp, zice, țuica ochii lui Dobrin și conia cu sufletul lui Coman. Total neadevărat, pentru că cel puțin eu știu atât de bine, Dobrin niciodată n-a iubit tăriile. Nu, era cu și băia și cu vin. Da. Șprițul. Da. Șprițul și șprițul vorbit așa. Da. Ore întregi. Ore întregi, că la un moment dat, sincer să fiu, ne încăpățânăm amândoi care e mai bun, adică cu goluri, că îmi dă gol când vrea el, că nu știu ce. Dar nu de puține ori se terminau acele șprițuri prelungite cu pariuri la stadion, pe care le rezolvați noaptea târziu. Noaptea târziu. Cum făceați? Mergeam la stadion magazionerul, da. Stătea acolo la stadion. Îl sculai din somn amândoi, îi dăm acolo niște bănuți, hai, dă-ne echipament. Și era un stâlp care bătea lumina exact în careu de 16 metri și se vedea ca ziua. Și atunci îmbrăcați eram. Ne dau o minge și hai. El trăgea, eu apăra, nu conta. Puneați pariuri între voi doi? Da, puneam pariuri și pe urmă plecam acasă. De la 16 metri? Da, de la 16 metri. Câteva zeci de... Nu, numai la 11 metri și pe întunericul ăla, că era semi-lumină. Deci asta era. Eu aveam o dragă, dacă ne scula la miezul nopții să mergem la fotbal, mergeam. Nu era o problemă. Nici o problemă. Iar cu șprițul, vă spun sincer, stăm ore în șir. Ore în șir, până târziu noaptea. Un, două. Dar plecam pe picioarele noastre. Dar cam cât beați? Că vorbea lumea că... Hai că puteam să bem un chil de vin. Un chil de vin cu sifon. Plus ce mâncam și cât stăm de vorbă. Că veneau, era în 6-7 inci, vă dați seama. Mai se adunau și alții acolo. Da. Și plecam fără să plătim, că plăteau alții din... Da. Din restaurant. Erau vremurile, da. Da, erau vremurile atunci. O cinsteau, bă. Da. Mândria. Iar a doua zi la antrenament, asta ne făceam, la masă da, ne făceam antrenamentele frumos, nu lipseam, cu drag le făceam. Și asta era toată băutura noastră, cum s-ar zice. Da. Vă dar exagerările erau mari. Vă dați seama, dacă noi beam așa, cum puteam să apăr eu? Cum putea Dobrin ca mijlocat să alerge atâta? Hai că eram tiner, dar să nu uităm că Dobrin a jucat... Bună, pe la vreo 37 de ani sau cât. Exact. Așa, eu am jucat până la 34 de ani, că am avut o ceartă cu... O să ajunge și acum. Da, o să vorbim și despre... Da, am avut o ceartă, altfel jucam. Sinusoida asta al vieții tale sportive. Da. Și nu cred. Nu puteam să mai am reflexe, nu puteam să mai am dacă beam atâta coniac sau ce ziceai. Da. Nu. Dar vin și bere am băut, de ce să vorbesc? Da, dincolo de dragostea, de pahar și de șuiete, de povești, erați amândoi cam la fel.
doi îndărătnici, doi de ăștia care niciodată n-ați acceptat poziția ghiocel, cum se spune. N-ați acceptat să vi se impună lucruri, n-ați acceptat militarizarea, să spunem așa, da, care da. Începuse să apară în fotbal, politizarea. Da. Ați fost doi rebeli și poate și tocmai de aceea... Libertin mult. Da, libertatea. Asta a fost da, dorința lucru. Numărul unu. Da. Și mi-aduc aminte când spunea Dobrin și că înțeleg că și tu la fel, de-me, judecătorul meu este acolo în tribună. În tribună, da, spectator. Pentru mine. Nu un politrug, nu un antrenor dogmatic. Păi, la Dinamo ne ținea ședințe de politică. Multe ședințe de politică ne ținea, pare avem și ei. Și mi-aduc aminte că... Mai puțin conta calitatea ta sportivă, ce făceai în cadrul grupului, pe poziția pe care o aveai în echipă, cât să fii lozincar, să fii umil, să fii supus... Supus eram la fotbal, dar nici de cum la ce vroiau ei. Adică să te țină în cantonamente, să te țină să nu... Nu suportați niciunul nici altul cantonamentele. Nu, păi să nu te duci la restaurant să mănânci o friptură, să te mănânci numai acasă, să nu te vadă cu vreo fată sau ceva. Niște aiurele de-astea care mie nu mi-a convenit. Eu am fost omul care a spus pe mine mă ajută și fac pe teren, domnule antrenor. Eu de la antrenamente mi le fac cum trebuie. Greșesc în poartă, mă schimbați, nu greșesc, mă lăsați. Dar judecă-mă pentru ceea ce fac acolo. Păi da, asta vreau eu. E, și mulți la Dinamo nu m-au înțeles. Și m-au trimis la arest. Da, da, da. Păi apropo de arest, ai spus cândva, dă-mi singura ocazie când am fost obligat să îmbrac uniforma și la Dinamo și la Steaua, pentru că vom vorbi și de perioada Steaua, a fost când mă trimiteau la arest. Acolo trebuie să mă duc în uniformă. Da. În rest, nu. Da. Atunci. Da. Un haiduc, cum te-a numit Dan Claudiu Tănăsescu, da. Al fotbalului. Un rebel, să spunem așa. Da, dar vă spun... Dar nu te-ai lăsat în covoia niciodată. Nu. Deși ai avut de suferit, de suportat. Da, da, am avut foarte mult de suferit. Dar mă uitam în ochii Dumnezeu că n-aveai ce să-mi faci. N-aveai ce să-mi zici. Dar nu te iertau. Păi, nu mă iertau treaba lui. Să răzbunau, da. Da, și până la urmă tot eu jucam. Da. La Ananghie, când ajungeau, iar apelau la Coman. Da, și Coman își făcea datorie. Și am înțeles că ai fost și un autodidact în propriile antrenamente. Al meu personal, da. Singur ți-ai găsit soluții, metode, modele, da, da. Îți creai modele, aveai tu un algoritm, adică măsurai spațiile, aveai și o chestie specială. Cum să vă spun eu, aveam antrenamentele care eu le făceam, unde mă simțeam eu deficitar, înțelegeți? Le făceam și am reușit să mi le formez cum trebuie. Iar după aia, la antrenamente, mi le făceam eu singur. Mulți antrenori nu s-au mai băgat la mine când am văzut ceea ce fac eu la antrenamente. Mult mai greu făceam antrenamentul eu personal decât îl făceai tu, domnule antrenor, cu mine. Pentru că eu tu te forțai mai mult decât o făceau ei. Da, pentru că eu făceam pe greșelile mele care le făceam în timpul jocului. Și chiar și în timpul antrenamentului când le făceam. De exemplu, eu la un meci oficial, să zicem, ieșeam pe o centrare. Dar aveam o mică reținere, dar mingea o prindeam. Dar dumneata, domnule antrenor, nu știe că am avut o mică reținere. Deci e primul tău critic. Da, eu eram primul și pe care a doua zi la antrenament munceam. Exact, să... Ca să vină la fel ca și corectezi... partea cealaltă. Da, să-mi corectez tot ceea ce fac. Și mai aveam o calitate care m-a învățat tot așa, Dumnezeu să-l ierte, Nealenci Ianovski, care a muncit și dânsul cu mine fantastic la antrenamente, care m-a învățat să dirigez apărare. Lucru esențial pentru un portar mare. Da, și toți și aveam apărarea care m-a ascultat și de multe ori am avut goluri mai puțin primite decât campioana țării. Apropo de Lenci Ianovski, antrenorul lui Dobrin, și da. Care și tu ai spus că ți-a fost ca un al doilea tată. Da, 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 da. El fost mijlocaș când a jucat fotbal?
Nu știu ce a jucat, dar știu că a fost un om extraordinar. A știut să lucreze cu tine și tehnic, dar și ca om să și ca om, a știut cum să bage pe sub pielea mea, a știut ca și să cum, te câștige, să te determine, să dai mai mult decât puteai. Da. Și plus că l-ascultam la ceea ce îmi spunea, că erau foarte bine și avea un șut formidabil. Șut foarte puternic. Și aici asta mi-am format, da. Și aici mi-am format reflexele. Aici mi-am format reflexele. Cu aceste șuturi ale lui Nealenci. Și de aia aveam la un moment dat, nu știu, că dacă căutați într-un ziar sportul, că nu mai rețin, că e an de zile, da, zeci de ani, în care spunea campionul reflexelor. Da, așa te-a numit, da. Pirei ca un păianjen, avem din presa vremii, da, uite, o caricatură, era omul păianjen. Da. Plasa porții era plasa păianjenului Coman. Da. Parcă poarta era mică. Da, da. Păi de multe ori o simțeam mică. Cât ai avut? 1,84 m și... 86. 1,86 m și vreo 78 kg. 78 kg. Deci da, longilin, ațos, oțel. Pă, dacă așa e, așa să fie. Și curaj mare. Da, aveam curaj. Curaj mare. Pentru că știam că adversarul nu mă lovește. E, nu. Nu. N-ai fost lovit, n-ai fost accidentat, n-ai fost... Dacă am fost, am fost din greșeală. Dar nici de cum intenționat. Păi, ia gândiți-vă puțin, făceam eu blocajele alea. Dacă pe mine m-ar fi lovit intenționat o dată, de două, de trei, nu le mai făceam. Dar știam că să le fac, așteptam prelungirea mingii de la adversar, aveam și intuiția aia de ieșeam în față unde trebuie. Zvâcul ăla, dacă... Da, și atunci eram pe... Reflex bun, da, detentă. Aveam forță în picioare, forță bună în picioare aveam. Și m-a ajutat. Apărarea m-a ajutat de multe ori ca să câștig mingiile, că mă ascultau cum îi dirijez și forțam atacantul să vină unde vreau eu. Îi făceai culoarul pe care îl doreai tu, pe nu? Care îl doream eu, da. Cu toate că în acum, așezarea da, propriilor da, fundași. Dacă vorbești cu un atacant, de ce zici ăsta? Da, mă, băiatule, da, domnule atacant, te făceam. Da, da, da. Tu nu știai, dar eu te... Dar eu știam să, unde vreau să te duc. Să te duc pe culoarul ăla. Da, apropo de o problemă de asta. Jucam la Pitești, eram Pitești, UTA. Și la un moment dat, dacă vă ziceți aminte, era și Chiopu extremă dreaptă. Da. Pătatul cum era. La UTA, da. Așa. Greșește Ivan 1, că venise la noi la Pitești. Greșește și la un moment dat eu țip la Ivan. Bă, uite ce ai făcut, mă, scoate-o tu acum. Dar eu am privit, ăsta a prelungit mingea și hâț, am sărit pe minge. Și am luat și pe urmă am făcut așa cu degetul. Ce vrei, mă, să-mi dai gol? Deci avem niște chestii astea care... Da, veneau de moment atunci. Și, păi, ce venea atunci... Dar și făceam. Mă și duceam decis ca să nu... Și nu mi-era frică de minge. N-am avut frică niciodată de minge. Cât de tare ai fi de... Asta. Hai să subliniem puțin aspectul ăsta. Niciodată nu ai purtat mânuși. E un caz poate unic între portarii de fotbal, în epoca modernă, vorbim, nu de haide vremurile... Haideți să vorbim și de mânușile acestea. Ne-am învățat de la pitici, cum ne spunea nouă înainte, junior, cu mâna goală. Nu aveam voie să punem mânuși nici de lână, că aluneca mingea. Da, bine, pe lână, sigur. Da, și ne punea de multe ori, făceam la zid. Adică, mingea și băteam de multe ori, așa, mingea ca să formeze priza de zid. Pac, pac, în 10 centimetri acolo, pac, pac. Și m-am obișnuit așa. Iar primele mânuși pe care eu le-am văzut a fost la echipele astea moldovenești, pe la Politehnica Iași. Deci ei luau mânuși de pe la ruși, pe acolo apăruse niște mânuși negre cu zinți de astea, de tăia de tenis de masă. Da, da, da. Înțelegeți? Și atunci am văzut prima dată, nu m-a interesat. Și pregătirea mea a fost tot timpul cu mâna goală să fac antrenament. Să simți mingea, bine. Da, să simți mingea, pe ploaie, pe ger, pe astea, eu aveam o priză. Pe zăpadă, pe zloată. Pe orice era. Orice era. Și jucam numai în chiloți. Nu spuneai pantaloni de training, nu? Nu. Păi ce mai mă îngreunam și cu pantalonii aia de training? Da, mai ales pe astea, încă noroi, 3-4, pe asta, mai multe... 3-4 kg. Păi de ce la Petrușan să joci?
Era o mocirlă acolo de cei doamne, ce-i asta? Ai avut de-a face cu celebrii Tonka, Stoker? Da, bineînțeles, când, ce lupte aveam și cu ei. Și să-l ierte pe Dobrin, mi-aduc aminte. Jucăm la Petroșani. La o, și lovitură de colț, cine o bate? Viorel Kraus. Bate lovitura de colț, Dobrin era la semicerc, de la 16 metri. Doamne, când dă un voleu, gol, 1-0. Și îi batem pe aia cu 1-0. Ce vreau să vă spun? Deranjmare. Așa cum a putut să execute acest omuleț voleu ăla... Lecție, școală. Școală, adevărat. Dar Chinograma. Bineînțeles că n-a fost aia primul. Au fost și altele care îmi dăteam mie la poartă din vole, de nici nu o vedeam. Ce tare dătea în ea. Păi dacă el lovea mingea după loc și o dătea la 70 de metri, 60-70 de metri, fără să-și facă el ar. Bine, alții care au, nu mă credea, care l-a văzut. Și un jucător puternic, jucător foarte puternic, pe picioare nu-l dătei jos ușor. Nu-l dătei. Da, proteja extraordinar, încercau să-l clintească adversarii, da. Și nu reușeau. El ce avea în picioarele alea, avea o minte extraordinară. Minte avea în picioare, vă spun sincer. Da, pare, dar neverosimil. Păi ce făcea cu aia, cum ducea picioare și cum le... Era formidabil, formidabil. E cel mai mare fotbalist român? Din părerea ta, că ai și părerea, jucat cu el? Părerea mea că a jucat și să... Păi și prieten, acum să nu zic că toți prieteni, dar vorbind așa sincer, eu zic că Dobrin a fost cel mai mare. Calități că nu le găseai la altcineva, nu le-ai găsit. Un jucător puternic, un jucător cerebral, un jucător care care pur și simplu ți-era drag să-l joci. Pasele era după loc de 50-60 de metri. Da, vă dați seama ce putea să dea și îi spunea, când spunea lui Radu că era poreclip Burtilă, Radu, da. Burtilă! Acolo. Ăla într-un șprin și când ajungea la acolo, ajungea odată cu minge. Păi a creat o grămadă atacanți. Da, amândoi frații Radu și pe primul și pe al doilea. Radu 2 n-a fost frate. N-a apucat să joace. Nu, n-a fost frate cu Radu 1. Nu erau frați? Nu erau frați. Nu. Eu am crezut că erau frați. N-a fost frate cu Burtilă. Uh-huh. Nu. Șarpele nu era cu Burtilă. Șarpele nu era. Ca și erau poreclele lor, da. Da. A jucat cu Dobrin Șarpele. Da. Păi de-aia zic că au jucat, dar nu înseamnă că nu era o legătură de rudenie. Da. Mi-aduc aminte că am luat gol de la Șarpe, pe ploaie am jucat, a dat cu, din volei în bară, din bară m-a lovit în spate și s-a dus în poartă, 1-0 ne-a bătut. Apropo de prietenia și de rivalitatea cu Dobrin, ei fost cu echipier 2 ani, care înseamnă cât o viață. Dar ai avut o ambiție extraordinară să nu-ți dea niciodată gol. Deși v-ați mai întâlnit de 10 de ori și altele echipe la care ai mai jucat. Nu mă interesa cine îmi dă gol de la Pitești, dar el să nu-mi dea. Să nu-ți dea Dobrin gol. Da, să nu-mi dea prietenul Dobrin. Tău cel mai bun. Și el avea boală să-mi dea gol. Și n-a reușit, n-a reușit. Pariu câștigat. Da. Care a rămas deschis așa. Da. Peste timp. Da, nu ne-am supărat niciodată unul cu altul de problema asta. Nu, dar frumos, adică e o chestie care e frumos să o consemnez, nu? Cât de prieteni erau, că stăteau la povești, la șprițul, la nu știu ce, la așa, suferau amândoi represalii, dar ambiția de sportivi... Da, și vă spun foarte sincer, dacă ar fi venit la mine să-i dau un meci, nu îl dau. Bine, apropo... Da, nici el. Apropo, Narcis, mi-aduc aminte că lumea vorbea, nu, că erai nu incoruptibil, dar nici nu îndrăznea nimeni să... Deși s-au încercat. Da, s-a încercat. Au fost și în spatele porții cu teancul de bani la unele meciuri. Da. Și tu niciodată nu te-ai îndoit. Nu am vrut. Niciodată nu m-am bătut jocul. Poate și de-aia te-au luat mulți la ochi, pentru că cu tine nu se puteau face mijmașuri, nu se puteau face înțelegeri. Nu. Am avut multe de-astea intervenții cu banii. Dar nu m-a interesat, le-am și spus. Eu nu fac așa ceva. Uitați-vă la miile alea de spectatori. Păi ce le faci? Îmi bat joc de ei? Și ce fac? Îmi bat joc de mine și de o echipă? Nu-mi convine. Nu sunt învățat cu porcării de-astea. Deci pentru judecătorul suprem nu poți să... Adică spectatorul... Ele. Pentru mine spectatorul a fost... Vă dați seama, apropo de chestia asta, când am inaugurat stadionul de la Târgoviște,
m-a chemat să dau lovitura de începere a meciului cu voluntari. Târgoviștea cu voluntari. Și un stadion întreg se scoală în picioare și mă aplaudă. Deci erau copii care nu mă văzuse. Așa și să înceapă să încânte cântecul care mi-l făcea. Avem un poartă mare, cascador, un tigru fioros și prinde mingea pe sus și de pe jos. Ți-au făcut cântece acolo? Da, îl cânta. Și vă dați seama. Bine, că merg mai departe cu Târgoviște, asta mi-aduc aminte un meci cu Universitatea Craiova la Târgoviște. 1-1. Mi-a dat gol Crișan din poziție clară de offside. Zori Crișan. Da, Zori. Cine era la centru? Ioan Igna, care am fost prieten foarte bun cu el la Arad. Da. Mergeam în casă la el, stătea lângă stadion și maică se îndătea să mănânc. Mâncam acolo, zic, băi, Nelule, nu se poate, bă, a fost offside clar. S-a dus la tușier, nu că n-a fost, zic, bine, mă, n-a fost. S-a terminat 1-1. Doamne, când a venit 7.000 de spectatori pe stadion, a intrat pe teren, pe astea, să omoare spectatorii. Mi-au cam aminte că am dat cu piciorul și am spart ușa de la arbitri și ca să-i bag înăuntru, că pierduse cheile de frică. Nu mai știau de ei. Și pe urmă, secretarul de partid, Listache, i-a zis, ce comane, numai tu-i potolești. În gândul meu, cum să-i potolez, mă, frate? Și am ieșit afară la ei, au tăcut când m-au văzut, zic, domne, vă aduc două puncte. Oamenii te respectau, afară. Te da, iubeau, foarte. Te apreciau. Da. A ridicat mâinile în sus și zic, ascultați-mă, vă aduc două puncte de afară. Dar nu știu ce mi-a trecut prin cap. De... Și șansa a fost că le-am adus. Chiar ai contribuit, da. Da, am adus două puncte că am avut etapa următoare, am avut la Buzău. Am avut la Buzău și am bătut cu 2-0 sau 1-0. Atunci acordau două puncte la victorie. Da, da. Două puncte s-a acordat. Și să te ducă acasă pe brațe, după meciul ăsta cu Craiova, 6-7.000 de spectatori să te ducă până acasă, pe brațe. Da. Îmi dai seama cât iubesc Târgoviște. Deși îmi propun mereu să urmăm un curs așa cronologic al lucrurilor, e greu, pentru că atunci când intri în sipetul cu amintiri, lucrurile încep să se amestece. Da. Eu pe așa, pentru ca oamenii să înțeleagă, mai punctez o dată cariera ta. Început în 65 la UTA, pom a urmat Dinamo Pitești și tu spui, deși au fost numai 2 ani, că au fost cei mai frumoși ani. Da, și pe urmă FC Argeș s-a denumit. Da, s-a numit în timp ce erai tu acolo, da, a trecut, da, la denumirea de Dinamo Pitești la FC Argeș. Un club. A urmat pe urmă Dinamo. Da. O perioadă la acasă, Dunărea, la Dunărea Giurgiu, da, de un an de zile. N-a au venit anii de la Steaua, acolo ai stat cel mai mult, 4 ani. Da, n-ai jucat 4 ani pentru că bună parte ai fost accidentat sau pedepsit. Da, bine, a fost și pedepsit, pe urmă a fost și suspendat din cauza lui Titi Teașcă, dar mi-a prins bine că am făcut curs calificare ofițer cu pregătirea fizică la IEFS acolo, timp de... Pe Uranus. Pe Uranus, da. Cu, numai cu profesor. Lângă garnizoana, unde se făcea, da, și arestul. Da, da, alături. Da, peste drum, vis-a-vis, pe partea altă. Trecea, da, tramvaiul și... Așa, am făcut cu domnul Șiclovan, cu domnul Hantău. De dimineață, deci, până seara, ai profitat de liceu, perioada aia. Da, echivalent cu o facultate de 3 ani de IEFS. Făceam de dimineață până seara. Așa, apoi m-ai mai jucat la Bacău. La Bacău, în divizia B. Târgoviște, care ai numit-o. Da. Și ți-ai încheiat, da, cariera în orașul natal, Dunărea, la Giurgiu. Da. În total, 15 ani în divizia A, peste 230 de jocuri apărate în prima divizie în acei, da, ani și în care a fost suspendat, pedepsit, perioade îndelungate. Da, că erau mult mai multe, da, meciuri. Da, și nu ai apucat să câștigi niciodată titlul național, ai fost de două ori vicecampion, da, și cu Argeș și cu Dinamo, dar ai câștigat cupa. Da, cu Steaua. Cu Steaua, da. Cu Steaua. Astea sunt performanțele. Da, și de multe ori am fost ținut rezervă că nu eram simpatizat. Și aveai și concurență mare, o să vorbim, o să mai punctăm. Da, 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 aveam. Eu am avut parte numai de portari foarte buni. Da. Păi gândești, la Dinamo Datcu, la Steaua Haidu. Haidu, Suciu. Suciu, Vasile Suciu, Iordache. Ce mai talentat, spun, da, aveai Vasile Iordache. Vasile Iordache. Peste tot. Până la Bacău n-am avut. Acolo ai fost. Așa, mai... și până când m-am dus la Târgoviște, iar așa n-am... Nu ai avut pe nimeni așa care să te... Decât tu singur te dai la o parte. Eu singur mă luptam cu mine singur. Da.
Ai jucat de 3 ori în Naționala de tineret U21 a României și 12 jocuri în Naționala Mare. Da. Într-un interval de foarte mulți ani, de fapt 10 ani de zile n-ai mai fost chemat. Da. O să vorbim despre lucrurile astea, dar ca să conturăm cât de cât o carte de vizită pentru cei mai tineri, ce a însemnat Narcis Coman în fotbal românesc? Da. Ca cifre, ca povești, sunt o grămadă. Oh. Sunt o grămadă, da. Și la fiecare conjunctura cu jucători excepționali, iată cam cum arăta Narcis în acei ani. E la echipa națională asta. Da. Da, îl plăceau și fetele. Da, a fost și un campional. Nu? Dacă ziceți dumneavoastră, așa e. Păi așa vorbea lumea, noi... Așa e, ce să mai zic. Da. Un bărbat înalt, un bărbat... Iată echipa, ca să ne aducem aminte, echipa Steaua din 1971. Dumnezeu, și cum arătau bărbați adevărați toți. Hai să-i numim. Ciugari în sus. Da. Ciugari, începând, Dumitriu, 4. Bilă Dumitru, da. Naionescu. Naionescu, eu. Coman. Sameș, Cristache. Fane Sameș, un mare fundaș. Cristache. Nicolae Cristache, da, în dreapta acolo. Da. Aelene. Sila Elenei, Ion Ion. Tătaru, Gigi. Gigi Tătaru era capitanul echipei atunci. Da, Naum și Marcel și Răducan. Marcel Răducan. Ce jucători. Dar ce știau cu mingea, ce făceau. Păi cum? Răducanul, Marcel, Ailenei, Gigi Tătaru. Ozonel. Ozonel, la fel. Gigi Tătaru, ce viziune, ce șut, ce... Restul jucători. Mexican, Gigi Tătaru. Da. Dați seama ce echipă avea, da? Asta a fost. Da. Iată, 72. Da. Sădmăreanu. Firuz... Uita și ce linie de fund. Firuz masivă. Marandache. Da, ce linie de fund masivă aveam, ia uitați. Sameș Negrea, pomă, partea, ia uite-l. Nu, e Nae Ionescu. Așa, Nae Ionescu acolo, da. Iovan. Ivănescu, Ivănescu. Ivănescu, Liță Dumitru. Liță Dumitru. Năstase. Viorel Năstase. Pui Ordănescu, Ozonel, Ion Marcel Tătaru și Gigi Tătaru. Da. Echipe, garnitură extraordinară în anii 70. Da, 72. Da, prin anii 70, zic. Da. Din păcate n-au câștigat decât două titluri de campion și două cupe într-un deceniu. Deși echipa era... Formidabil. Da. Așa era. Da. Ce să mai... Și concurența, dar și... Da. Problemele de interior, da, Haidu, aici o garnitura Bacăului. Da. Cine era? Gică Constantin, antrenor? Da, Gică Constantin cu Vătaf. Da. Fapt e că în toate orașele erau echipe adevărate. Ce se Târgoviște? Și iată Târgoviștea cu Proca, da, antrenor. Uite-l pe Coman acolo, de la dreapta spre stânga, al patrulea. Cine era aici? Ai venit cu Gigi Tătaru, erau jucători mai cunoscuți? Păi cine, pentru când au promovat, cine era decât care a jucat în divizia mai mult? Eram eu, Nae Tătaru. Nae Tătaru, mint Gigi Tătaru. Gigi Tătaru, Nae era așa, fratele mai mare. Da. Uite, ia Decebal Neagu, cel, da, cu chelie, al doilea de lângă Gheorghe Țiganu, de jos. Da, da, da. Așa. Și Ăștia am fost, da. Da, tu ai însemnat enorm atunci la... Da. Am avut echipă la Târgoviște foarte unită, o echipă disciplinată, o echipă sufletistă. Numai cuvinte de laudă pot să am. Aici eram când am fost la Steaua, am jucat cu Barcelona, Vigu și cu Smarandache. Pe Nou Camp, vechiul Nou Camp. Camp, da. I-am bătut acolo cu Ioșca Vigu. Da. Și Smarandache jos. Smarandache, Firuz Smarandache, da, jos și Coman. Da. Meciuri de antologice. Cu... Da, i-am bătut cu 1-0, da, dat în Năstase gol. Ai eu făcut rea. Meciuri foarte bune în cupele europene. Da, am avut meciuri bune și cu Bayern München și cu... Da. Și la Pitești. Da, și la Pitești am jucat la... Și la Steaua. La Sevilla, Dinamo Pitești am... Iată, aici e o garnitură a Stelei, da, în care apare în plus Dumitriu. Sădmăreanu, Hălmăgeanu, Ciugarin, da, Hălmăgeanu, Vigu, Cristache iar, Marcu, care apare din nou. Mitica Marcu, da, Costică Ștefănescu, Țiții Dumitriu, da,
aici. Tătaru și Nicolae Pantea a ajuns acolo. Da. Nae Pantea, da. Arădeanu. Arădean, da. Iată aici un plonjon, o poză un mai adă. Blocaj ăsta e blocaj. Arată cam cum... Contra lui Steaua eram, da, aici. Culmea că jucai cu mai mare ambiție când te îndreai cu echipele la care făzei înainte. Avea așa... Uite-ați aici, parcă am mânuși cu da, mâinile negru. Cramponate pe... Păi, iată cam așa arătau. Îți mai puneam niște bandaje doar. Eu le puneam pentru că erau degetele sărite și... Păi, n-avem cum să arătăm acum, dar ai vreun deget întreg, nefracturat, ne... Nu prea cred. Nu prea, niciunul. Da. Am trei rupturi de mușchi, coxatroză, meniscu. Păi, tributul gloriei. Asta e. A condițiilor în care se juca atunci. Mâinile care sunt frumoase exemplare, uitați da, aici. Da, e incredibil, da. Astea sunt mâinile care da, au făcut minuni. Da, și nu se vede? Portarul fără mânuși. Da, se vede la televizor? Se vede, sigur că se vede. Cum să nu se vadă? Că e ca o rădăcină de copac acolo. Râzi. Păi ce să fac? Ei, nu mai ce faci acum. Aici sunt cele mai frumoase amintiri. Da. Da. Impresionant. Da. Care m-au pur și simplu... Nu te fereau totuși mânușile de accidentări? N-ar fi fost bine să... Vă spun sincer că am avut de vreo două ori mânuși, de trei ori, și când se prind, în loc să țiu cum trebuie mâna, o țineam puțin mai largă și mă lovea în nas. Deci îți lua da, din calitate, da, din, te încurcau. Mă încurcau. Mânușile. Dar la antrenamente de multe ori le luam. Da? Luam mânușii, rupte așa cum erau, le luam, le băgam pe mână. De la colegi, bineînțeles. Și le luam, le băgam pe mână, mai făceam cu ele ca să mai mă protejez că începuse să mă doare. Apropo de antrenamente, mai e o chestie personală, mi-aduc aminte în anii. Nu-ți plăcea deloc să faci antrenamente pe nisip. Da. Pentru că tu erai mereu cu ochii deschiși. Da. De obicei sunt portari care, nu știu, din reflex sau din teamă, ieșeau pe plonjoane, ieșeau pe intercepte și închideau ochii. Tu n-ai făcut asta niciodată. Și atunci te enervai când te obliga și proca. Proca nu, nu te-a băgat la groapa cu nisip, dar cine te... Coidu m-a trimis odată la Fane nisip, Coidu. Parcă eram copil de mingi. Da. Atunci am avut ceartă cu el, am avut certuri mari cu el. Dar un om, nu că vreau, da, un om branchinos, un om care... Nu pot să... Nu prea te-ai avut bine cu niciun antrenor. Da, da, i-am demonstrat o chestie care... Ai avut de luptat cu fiecare. Da, da, o înțeles. Până la urmă e convins că... I-am convins, da. Dar pe acest om n-am putut. Cred că a venit decis să mă termine. Că primul a fost Gigi Tătaru care l-a dat afară. Cum poți să dai un jucător la ca Gigi Tătaru afară, mă, care era creierul echipei? La Târgoviște. Da. Dar ai început cu Proca, nu la Târgoviște. Da, cu Proca. După... Cu Proca te-ai înțeles da, bine. Da, m-am înțeles bine. Cu foarte bine cu Nea Nicolae Proca, m-am înțeles. N-am înțeles bine. Pe urmă a venit Paul Popescu, dacă știți, de da, la Metalul. Da, da, sigur, că care a fost la Metalul, da. Așa. Și dânsul s-a speriat atunci când a venit, când am jucat cu Craiova, dar am făcut 1-1, s-a speriat de nebuneala aia și n-a mai vrut să stea la echipă. A plecat, m-a rugat, Nea Paul, stai, toată echipa, n-am mai vrut, ruptul capul. Ce, bă, aici, e mare vagabonțeală, sau nu știu cum a zis. Da, nu, nu. Așa. Și pe urmă l-a adus pe maestru Coidum, antrenor. L-a găsit să-l aducă, care pur și simplu... Iată aici o... Zice că se vorbește frumos de antrenor, că e mort, dar că... mă ierte Dumnezeu că... A, sigur că da, acum... Când vii cu 30 de ture de teren, să le dea portarul... Era pe de-asta, mai mult decât sovietică, pe nebunie de aia așa, pe... Hei, rup de la... Da, și să vii să faci... Iată o poză pe de picioarele... Da, uite ce picioare... Magnifice a lui Dobrin. Da. Într-un meci antologic, 1966. Cu Toulouse, da, fece Toulouse. Iată culmea, 26 octombrie, nu? Ziua în care el, după ani de zile, s-a prăpădit. 26 octombrie. Acum fac această legătură. Incredibil. Da. Lucrurile astea de legătură de-a lungul timpului. Cupa Orașilor Târgu era da, posta, așa spunea. Actuala Cupa UEFA, da. COT, Cupa Orașilor Târgu. Erau trei competiții. Da. Cupa Campionilor, Cupa Cuperor și Cupa Orașilor Târgu. Da, erau și echipe puține, să știți, nu erau ca... E, sigur că da, nu era și nici fărâmița rasa geografică da, da. A Europei. Da. Normal. Mi-aduc aminte că atunci am jucat așa cu Sevilla, I-am bătut cu 2-0 la Pitești, 2-2 la Sevilla, pe urmă am jucat la Toulouse
Am pierdut cu 3-0, am bătut cu 5-1. Nu, dar e povestea superbă a meciului de retur. Da. 1-1 la pauză. Da, și pe urmă dai 4 goluri. Și dai 4 goluri. Pe al 5-lea gol nu puteam să-l dăm. V-a schinuit, că va ieși până la urmă. Va ieși până la urmă. Meci uriaș al lui Dobrin. Treilea joc, deci al treilea joc, am jucat cu Dinamo Zagreb. Cu Zagreb, da. Ne-a bătut cu 1-0 la Pitești și 0-0. V-au bătut, ei v-au eliminat. Da. Deci ajusesem în sferturi de vreme. Da, așa era, da. Că era... Așa era. Da. De-aia spuneam că meciurile astea mari pe care le-ai făcut în competițiile europene. Un articol din presa vremii, prietenia cu Dobrin, cimentată la cărciumă. Da, într-un fel arologică, acolo aveai nu timp e să te cunoști mai bine. Eu le-am făcut plăcerea la spectatori, la ăștia care... Le-ai ținut isonul. Le-a ținut isonul că să le fac plăcerea, dar nici de cum că... Altfel nu jucam atâția ani în divizia, dacă eu beam atâta cât zice ei. Sau eu. Dobrin juca atât. Hai să fim serioși, ai... Și vorba aia... De momentul ăsta ați avut și organism bun, și tu și el. Da, eu nu îmi revenea. Voi mergeați pe deviza aia, domnule, cine-i bărbat, seara-i bărbat și dimineața. Păi, stăteai la povești, la șpriz până la 10 seara, dormeai câteva ore și a doua zi era primul la antrenamente. Păi dacă vă spun foarte sincer că eu dacă, cum să-ți pierdeam noaptea și a doua zi îmi luai pulsul, aveam 11:5 sau 11:6. Pulsul, tensiune. Pardon. Tensiunea, da. Și pe urmă am făcut, eu acum am 13:5, 13:6, 13:5. La aproape 78 de ani. 78 de ani, peste 2 luni. Da. Bravo. Asta e. În afară de necazul ăsta cu degetul, da, cu mâinile, vizibil. Merg și eu puțin, da, și eu mai mult, da, asta e. Avem de plătit o vamă. Da, am și văzut. Am și văzut țări multe pe timpul lui Ceaușescu. Apropo, Sevilla te-a vrut... Da, m-a vrut Sevilla, da. Era una dintre, să spunem așa, ofertele de afară. Da. Au fost două, una în Europa și una din Brazilia. Brazilia, da. Corinthians. Pare de necrezut un român să fie dorit la una dintre marile forțe ale acelor ani din Brazilia. Da. Cum a fost? Au văzut astea două jocuri, cum am apărat și... Plus că a mai venit și a văzut până să jucăm cu ei returul. A mai văzut un meci sau două, nu știu cu cine am jucat, și a văzut felul cum apăr. Și de atunci mi-a propus. Și am zis lui Nea Fane. Uite că am uitat cum chiar Nea Fane. Ștefan Vasil. I-am zis, Neafanește... Nașul lui Dobrin. Da, nașul Dobrin. Că era la Pitești atunci, da. Neafanește, vrea să mă opresc. Ce bă? Cum făcea el. Da. Și m-am trezit cu el cu sticle de cabernet în cameră la mine. Ce faci, bre, cu el? Hai să bem. De unde că el n-a băut? Că nu era băutor. Mi-a dat mie să bem. Și în avion... Și porția lui. Vine în spatele meu și în două palmă după ceafă. Prietenească așa. Da. Bă, eu cu ce mă duc la nevastă mea, că am dat toți banii pe vine, să nu fugi. Ți-am luat ție, bine. Băi, nu ți-a zis că nu plec, ce-mi dat Dumnezeu. Te-a ținut că el... El credea că eu fug până la frică, de bunul ăsta să comanda vin și în cameră să stați împreună. Nu comandasem, el a venit cu vin. Nu comandam în cameră vin, păi mă prindea, mă certam, mă tăia la bani, mă, nu. În cantonament, nu. Dar să te țină să te aibă sub supraveghere. Da. Băi, era pe timpul ce au zis că îi lua gâtul. Cum să zice, iertați-mi expresie. Da. Cum frica. Ai educat, de ce ai făcut? Frica, da, pe ei răspundea antrenorii. Antrenorii răspundea și. Conducătorii clubului. Ce aveam conducători? Aveam un președinte și un contabil. Da, acum, nu ca acum să ai 70 de, nu știu cum, denumiri care le dă ăștia. S-a mărit suprastructura, sunt mulți care profită. Aveam doi antrenori care rezolva probleme la echipe extraordinar și acum sunt 7. Că nici le știu denumirile. Păi ai avut vreodată antrenor de portari pe undeva? Nu, niciodată. N-ai avut niciodată? Nu, a fost antrenorul meu. Cu antrenorul principal mai să lucra, străgea la poartă? Nu, cu antrenorii secunzi. Cu antrenorii secunzi, cu principalul lucra cu echipa. Și mare măsură singur îți făceai. Da, eu singur îmi făceam antrenamentele pentru că au văzut și ei cum le fac, că le făceam tari. Și atunci ce să mai îmi zic? Tu te forțai singur. Nu mă forțam, făceam ceea ce îmi trebuia mie. Da, ce simțeai că ai ce nevoie. Simțeam că am nevoie, deci nu era o forțare, era ceva care mi era util mie. Cum a fost cu povestea aia cu valută forte, vodka,
unde în Danemarca, când... Când a venit să ceară banii înapoi sau... Când v-ați dus voi cu sticle de vodcă, care și le-ați dat cu câte 100 de dolari. Sticla într-o deplasare. Nu. Că s-a vorbit mult de chestia asta. Nu. Am venit, eram la Steaua și am fost în turneu în Iran. Și am făcut escală în Kuwait. Și aveam sticle de whisky la noi. Aveam sticle de whisky și le-am dat pe magnetofoane de alea care erau ca diplomatul, ca agențiile diplomate. Era lucru mare atunci. Da, până le-a luat, că să uita, să nu vadă cineva, că beau și ei. Sigur că da. Da, păi ascuns să nu-i vadă. N-aveau voie, da. Da, era prohibită. Nici acum n-am, e prohibiție mare. Și că lua și îndătea geanta și plecam. Dar nu că dădeam pe 100. Vă orientați, vă descurcați. Da. Erau avantajele. Da, am fost informați. Că altfel nu avem de să știm noi tocmai încuveită ceva, să ducem mușchi. Dar am avut o escală de 4-5 ore acolo, ne-a dat drumul în orășelul ăla acolo. Ați profitat? Am profitat, da. Da, iau sticla și... Apropo de echipele militarizate la care a fost Dinamo și Steaua, ai spus un lucru foarte haios. De fapt, n-ai îmbrăcat uniforma decât când trebuia să ieși la arest. În rest, nu. Erai obligat să pui uniforma la arest. Erai obligat. Și când mă mai puneam când vreau să impresionez câte o fată așa. A, dădea bine uniforma. Da. Era un atu, un argument. Da. La Dinamo înțeleg că ai găsit o soluție, că au vrut să te închidă ăștia acolo, să stai, te-au pus pe la ultimul etaj, să văd o cameră la început, să stai în club acolo, în Ștefan cel Mare, și ai găsit soluții și să evadezi și de acolo. Era nenea ei. Nicușor? Nicușor, da, antrenor atunci și zice, băi, el păi stă de la garsonieră, mă, să stea în cantonament ca să nu mai pleci. La ora 10, fără un sfert, trebuia să fii în hotel, la Dinamo acolo și n-aveai cu cât. Militărie, veneai, da. Veneai la 10:30, paznicul raporta că ar fi îl da afară. Și într-una din zile am intrat la WC-ul fetelor fără să vreau și când m-am uitat am văzut o scară. Scara era la geamul meu. Scara de incendiu. Scara de incendiu. Zic, bravo, comăniță, pe astea cuburi. Și ăla era traseul. În jos era planton, era sentinela. Era sentinela care era de mine luat, cumpăra frumos. Da, care nota, care raporta. Da, sentinela își primea și el banul sau sticla. Păi normal, și el vrea să. Și nu mă vede. Mai închide ochii. Păi dar nu mă vede? Aia e. Păi l-ai pe partea aia. Da, și mă duceam. Erai pompierul de serviciu. La Mojarden. Mie pe acolo îmi plăcea să mă duc. Local de frumos, local de fițe era, pentru da, Aneia Mojardenu. Da, era frumos, era cu dansatoare, cu... Cu? Viață. Viață frumoasă. Am înțeles că profitați că erau fețele de masă care acopereau, erau mese rotunde și de multe ori, dacă vrea și vreau să vă caute, păi asta am făcut. Vă ascundeați sub mesele alea. Nu, eu am făcut asta, nu știu, dar alții, eu am făcut treaba asta, eram cu fosta mea soție, și zice, uite-l pe Nicușor, te vede. Și m-am băgat sub fața de masă, sub masă. Ai stat pitulat acolo? A stat acolo, pitulat până a trecut el. A uitat. Până a plecat. Cred că a fost informat că e... Te căuta. Cum am pe acolo sau alt. Și când zice, hai că a plecat. Când a plecat, am plătit imediat și am plecat și eu acasă. Și după o jumătate de oră îmi bătea la ușă. Deci am ieșit bazma curat. Da. Și aventura la Târgoviște a început cu auspicii nefericite. Era accidentat și... Da, și Nea Nicolae Proc a zis că nu vreau să apări. A considerat că te dai tu lovit, că nu vrei să aperi. Da, că nu vreau să apări. Și a venit o pedeapsă grea. Grea, un an de zile. Un an de zile de a parte, jocul la un regiment ăsta disciplinar, cum ar veni. Nu, un regiment mecanizat, șeful la carburanți. Șeful depozit de carburanți. Te-a trimis acolo să pedepsit. Da, cu contabilitate, cu astea. Da. Să lucreze acolo. Vă dați seama, era mecanizat, aveau 50 de tancuri, aveau vreo 30 de amfibii, aveai camioane. Păi normal că era de lucru acolo și toate astea.
Și ai găsit soluții acolo, ca să nu-ți ieși din mână, ai început să te pregătești singur. Da, făceam acolo antrenament, am făcut rost de 3-4 mingi și luam subofițeri de ăștia, știi? Sau mai era câte un soldat, hai mă, trece-ți-n la poartă. Pac, 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 pac. Ăștia închidea ochii ofițerii sub mai... Te știau cine ești. Da, bine, aoleu, mă știau cum să nu și mă iubeau. Și mă lăsăm, făceam antrenamentele, îmi făceam toate astea. Și uite așa mergeam mai departe. Și mi-au cam aminte tot așa la depozit de carburanți ăsta, se făceau bani frumoși. Dar aproape un an de zile ai fost obligat să stai acolo, fără să joci. Fără să joc un an de zile, da. Fără să joc un an de zile. Și când mi s-a ridicat... Păi de-aia când spuneam cifrele la început, trebuie ținut cont de aceste perioade în care ai fost obligat să stai deoparte. Da. Și sincer să vă spun că în momentul când a venit după mine, atunci am fost și eu nu nesimțit sau altfel, zicând da și mie primele care s-au dat la jucători și vin. Da, ți-ai cerut... Pentru că am fost suspendat pe nedrept. M-ați obligat să stau deoparte, eu am pierdut bani. Și s-a dus Florin Rădulescu la Proga și a zis, uite ce a zis Coman. Și ți-au dat? Da, și mi-au dat o anumită sumă de bani, mi-au dat-o. Și m-am întors înapoi. E, din momentul când m-am dezbrăcat în cabină, în vestiar, din momentul ăla am zis, Comane, pregătește-te. Dacă Nea Nicolae Proca îmi spunea la al doilea antrenament, Narcis, las-o mai ușor, n-am să las nimic mai ușor. Să sperie el de cum munceai. Da, s-a speriat el de cum munceam, da. Am fost acolo o săptămână la Pucioasa și pe urmă am plecat la Brașov în pregătire. O, prietenă, Nea Titi Teașcă. O să vorbim și de o să vorbim și de el. Hai chiar să spunem, deci Giurgiu Veanda al tău. Da, Giurgiu Veanda, da, al meu vecin cu tatăl meu a fost Nea Titi Teașcă. Ți-a fost prieten sau nu prea? Păi, nu știu. Te-a ajutat în vreun prieten, fel? Că erați în același oraș? Nu. Prieten era cu Adrian Păunescu el. Da. Cu Adrian Păunescu, prieten. Îl aducea și la antrenament, ca să vă spun, fac o paranteză cu domnul Adrian Păunescu. Știți ce tare dătea minge? Știu că am lucrat la Flacăra și ne-a obligat de multe ori să jucăm. Mingea cu piciorul stâng, extraordinar. Da. Am rămas crucit, a trecut mingea pe lângă mine fără să clipesc. Da, și cât era foarte corpulent, alerga. Da, bine. Ne obliga să jucăm toți. Cu Nea Titi Teașcă mi-a făcut bine când a fost selecționer național. Eram la Pitești și m-a chemat și pe mine și pe Gicu Dobrin la echipa națională a României. Și aici, cu toate că e pe lumea cealaltă, Dobrin, ții să-i mulțumesc și așa, mi-a zis așa, băi, gândește-te că joci contra lui Steaua, nu contra Polonii. E un meci din țară, care n-are ce să-ți facă. A, să nu te apese, să-ți ia din presiune. Să-mi ia din presiune, sunt din emoții, din toate astea. Zic, păi așa o să și fac jicul. Și am debutat la Cracovia contra Polonii, 0-0. Și atunci m-a băgat titular Nea Titi Teașcă, am apărat tot meciul, am apărat bine și de atunci a rămas vreo 9 partide titular în național. Până când să am discuția cu Angelo Niculescu. Da, a fost acel moment de cumpănă care într-o care a putut să-ți grav, curme grav. Întreaga carieră. Este vorba de primul meci din preliminarele pentru Mexic 70, la Lisabona, în Portugalia, România, Portugalia, când tu, deși simțeai că nu poți juca... Da, am și spus, am anunțat că nu pot. Era accidentat, ce probleme aveai? Înainte de a juca cu portughezii, am jucat la meci de pregătire în Franța și mai erau vreo 3-4 minute, lovitură de colț și aveau un vârf de atac, un luxemburghez mai mare ca mine și m-a lovit cu genunchiul în coloana vertebrală. Și bineînțeles că m-a scos mai erau 3 minute, m-a scos din poartă. Am încercat să fac antrenamente, n-am putut să le fac. Și înaintea meciului, Neangelo, nu pot.
Bă, intri în poartă că te-a văzut tot o glorie. Și nu mai bagă pe Torres, unul înalt, un vârf de atac. Torres, da. Și nu mai bagă pe... vârf mare, puternic, da. Lovitură de vine, cap. Vine Neangelo, intru. Și am intrat. Până la urmă, deși ei spus... Da, și ei am spus, te-a determinat să intri. Da. Și a fost un șut după la vreo 30 de metri, venea mingea spre mine și a dat, a luat-o într-o parte și m-am dus spre ea ca să o prind. Era o minge ușoară, dar m-a reținut mijloc. Durere extraordinară că n-am putut să fac mișcare și mi-am luat gol. Și al doilea am luat după la vreo 13-14 metri, din care eu de 16 metri. Și... l-au înghesuit el acolo. Da, și pe urmă, direct vina pe mine. S-a imputat. Da, mi-a imputat. Că te-a schimbat, a intrat Gornea, nu? Da, în repriza a doua a intrat Gornea, că nu mai puteam, căzusem jos acolo. Că de ce am intrat în poartă accidentat, că nu știu ce, zic, păi nu ți-am spus. Păi mă, tot tu ai căzut vinovat. Da, eu am căzut vinovat și am făcut o greșeală care nu trebuia să o fac. Zic, domne, pe mine să mai mă chemați la echipa națională, că nu sunt capabil de așa ceva. Mă depășește, cam așa am spus. Criticile te-au făcut să spui lucrul ăsta. Da, să spun lucrul ăsta. Dar nu am spus-o ca să o iei de bună. Da, și trebuia... cu o răutate. Adică eram și un copil de 19 ani. Câți ani aveai atunci? Că... deci de 20 de ani sau când ai bani aveam. În 70? Da. Da. Și... uite, asta mi s-a nu era 70, ținut. Era 68. 68, pardon. 68 era. Deci 22 de ani aveam. 22 de ani, da. Da. Și din cauza asta, o râcă de asta... Ranchiunos de tot. Neangelo nu accepta. Da, da, nu știu de ce. Că el era vinovat, nu eu. Era greu să recunoască. Hai, domnule, treci cu vederea un meci, dar nu treci 10 ani de zile, domnule, cât ai fost la echipa națională. Până a venit Valentin Stănescu, care... deci 10 ani de zile n-ai mai fost chemat la națională. Da, a venit Neatinel, care... și în aceste condiții ai doar cele 12 selecții. Da. Nefiind chemat, nu mai fiind chemat pe urmă din... da. După aia am fost... 68 până... da. Până în 78. 78, da. Da. Și după aia am mai jucat 3 meciuri în echipa națională, dar am făcut 12 jocuri și... cu alt antrenor, Neapiști Covaci. Alt om, altă structură, alt mod de înțelegere, a discuta occidental cu fotbaliști. Da, era un occidental adevărat. Da. Care vedea lucruri care e mai bună la joc. Venea după experiențele Ajax, Franța. Da. Păi mi-aduc aminte tot așa, când m-am dus la Steaua. Da. Ne-a văzut la antrenamente, m-a văzut la meciuri amicale până să înceapă returul și a spus clar: Haidu, Suciu, Coman apără. E cel mai inform. Deci, trebuie să spunem încoate, ce concurență avea acolo? Vasile Suciu, unul dintre cei mai talentați considerați portali din istoria României. Și Carol Haidu. Și Carol Haidu. Mare portar. Mare. Da. Mare de național, amândoi. Da, da, portari. Da. Poate mai veni și Iordache. Da. Și tot la Steaua, în perioada aia. Da. Și mi-aduc aminte că la Steaua, atunci când am debutat, 5 sau 6 etape, nu mai țin minte, nu am luat gol. Care era un fenomen atunci, să nu iei gol. Sigur că da. Nu ca acum, că nu iei 10 etape, că n-ai atacanți. Am zis să nu mai vorbesc de fotbal de acum, ca să nu fiu luat sub altă... Nu, dar cei care știu, da, realizează. Erau jucători, că e greu de erau jucători. Comparat. Nu erau miorlăiți, nu... rezistenți la efort. Nu desenați pe corpuri, pe astea. Fotbal. Da? Norocul lor acum e că joacă pe euro, joacă pe bani frumoși, noi jucăm pe 300 de lei. Da. Dar incredibil, 10 ani a fost uitat Narcis Coman, deși apăra bine la echipele, a avut și meciuri în competiții europene pe care le-a rezolvat bine și chiar foarte bine, rezultate datorate în mare măsură prestațiilor lui, dar la națională n-a mai fost. Și vine acest moment extraordinar care într-un fel ce-i frumos și de reținut a fost în urma unui pariu al tău cu tatăl. Da, cu tatăl. Care el nu mai avea încredere în tine. Da. Și te-a ambiționat, te-a provocat când tu ai spus că tatăl o să fac, să dreg. Cum ți-a zis? Mi-a să văd de treaba mea că sunt un tip încăpățânat și nu se rezolvă absolut nimic. Ești căpoț și că... Da.
Zic, bine, tată, să vezi că ajung în echipa națională. Și tată, bine ar fi, dar nu cred. Asta era la început de 78. Da. Când am revenit iar în... La Târgoviște, da. Fiind? La Târgoviște, fiind, da. Da. Și m-am ținut de cuvânt și culmea că mi-a dat și titlul de cel mai bun fotbalist român al anului. Da, și ai fost primul portar care... Portar care a spart gheață. Care a deschis această galerie. Deci e chestii câți dușmani am avut și totuși... Da, deși nu era agreat... Agreat și totuși presa a fost recunoscut. Așa, da. Și totuși am fost recunoscut. Deci aveam clasamentele alea foarte interesante apropo de acea perioadă, care sunt foarte grăitoare, să le căutăm, să le explicăm. Nu le mai. Iată, stimați prieteni, cum arăta clasamentul celui mai bun fotbalist român din anul 1978. Da. Pe locul întâi un portar, prima dată în istorie un portar, puncte? 29 puncte? De puncte, pe locul doi bunului prieten. Ne-a ținut de braț amândoi. Da, nici acolo nu i-a despărțit ierarhia. Da. Gicu Dobrin la 4 puncte, locul 3 Coștică Ștefănescu, da, cu care jucase la Steaua. La Steaua. A fost cu echiper și cu el. Cornel Dinu pe locul 4, la ce distanță, Ștefan Sameș, Ieșanu Romilă, Riciu Rădulescu. Riciu Rădulescu, Aurică Rădulescu. Aurică Rădulescu. Da, el era. Păi nu, Riciu, noi. Aurică Rădulescu. Era la Faro atunci. Cine? La Sportul era. Venise la Sportul? Rădulescu, da. La Sportul. Aha. Ursache, Bacău. Portarul, finul meu ăsta, Ursache. Beloni, Iordănescu. Simionaș, Dumitriu. Cămătarul pe locul 15. Da. Și ultimul care a punctat doar aia este Ene. Cam ce fotbaliști erau în acea perioadă. Da. Și spuneam prima dată un portar, pe urma lui a mai călcat. Silviu Lung, Duc Adam, atât. Că a mai fost. Nu, stai, spus, în epoca modernă mai ajuns să fie și băiatul ăsta care s-a stins, care a fost portarul național de tineret, Radu. Ionuț Radu și Tătărușanu a fost ales odată. Dar stați puțin că au fost ales sub altfel, parcă. Da, era alt sistem. Erau pe posturi. Cel mai bun portar, cel mai bun fundaș, cel mai bun. Dar la mine aici și la... Orgoliul tău a fost mare că, în primul rând, antrenorii te-au punctat. Antrenorii m-au punctat pe primul loc. A fost o recunoaștere, deși nu te aveau așa la... A fost cel mai fericit. La suflet că ei te-au pus pe primul loc în... Da. Că... Și la capitan de echipă v-am spus eu pe locul 2 Dobrin pe primul loc și la note eu pe primul loc. Da. Da, era un cred sistem fost, care... Nu mă laud, dar cred că am fost singurul jucător care a avut cele mai multe note de 10. Păi, Trei vi le dau eu. Unul l-am cu Steaua, 10, când am jucat la Târgu Mureș. 0-0 mi se pare că am făcut la Târgu Mureș. Am luat 10. Două cu Târgoviștea. Unul la Petrolul Ploiești, 0-0. Am făcut Petrolul. Și meciul la Teribil la Craiova. La Craiova. Iar un 10, tu, unde am apărat. Ai apărat și 11 metri. Și 11 metri. Cine a executat? Pe ploaie. Beldean. Aurică Beldean, care avea șut, avea. Da. Am știut unde dă. Da. Eu nu eram un... Se pare că atunci chiar meciul la Craiova a cântărit foarte mult. Enorm, cred că era spre finalul anului. Da, era spre finalul anului și cred că ăla a fost meciul a punctat decisiv. La impresie și poma a cântărit clasamentul final. Da, m-a văzut Nea Ilie Oană cum s-a uitat la mine cu niște ochi și așa se vedea o bucurie enormă. O admirație era dincolo de cuvinte. Da, și i-am fost adversar. Da, se vedea că erai la echipa care ceva îi încurcase pe ei. Da. Da, frumoasă inițiativa Gazetei Sportului, care după ani și ani de zile te căuta, pentru că atunci, în afară de consemnările din ziare, nimeni n-a făcut nimic, nicio festivitate, nimic să premieze laureații anchetei singurului cotidian de sport. Foarte puțin a scris în... Bine, are cea mai veche poproasă gazetă tradiție, care atunci, la sport, foarte puțin a scris. Și
ca să eram așa de trist, zic, ia uite, bă, să nu vină măcar cu o hârtie de aia. Da, o diplomă, ceva, să ai și zis tu acolo... hârtie, o hârtie de aia de toaletă. Bă, e cel mai bun, uite, cu tare. Nimic, domne, dar nimic. Ranchiună, vremuri de... Da, mi-au ca aminte că și la Târgoviște, vă dau cuvântul de onoare, nici felicitări n-am primit. Deci erau mândrie și pentru ei. Da, deci, bă, sunt un județ care ți-am pus pe primul un judecător de un jucător da. De al lor, nu era o echipă da. De prim plan, da. Se chinuia. Le-am zis eu, stați puțin. Le-am zis eu, zic, bă, dar măcar un buchet de flori, bă, la unii de la partid acolo, nu știu, nu mai. Da, da, da. Și s-a dus la Ristache și i-a spus secretarul de partid atunci, știi? Și a venit la primul joc în retur. Un buchet de flori, m-am uitat la ele și le-am pus jos, zic, bă, e prea târziu. Da, s-au oferit. Le-am lăsat jos și m-am dus în poartă. Da, și după ani de zile, iată că ai primit acasă trofeul care da, poți să-l arăți și tu. 30 de ani de zile. Nepoatelor. Da, le știi. Am toate... Nepoților, nepotului. Da. Da, că în oraș am fost recunoscut, am fost făcut cetățean de onoare al municipiului Giurgiu, cetățean de onoare al județului Giurgiu. Așa că... Am înțeles că mândru. Cel care s-a ofticat foarte tare atunci când a ieșit fotbalistul anului a fost cine? Ricuță. Prietenul în ghilimele? Ricuță. Raducanu. Ce zicea? Dom'le, eu merit, dom'le, să fiu... Că a pus și în echipa națională și da. Nu știu ce, știi? Și tu ai avut o replică foarte frumoasă. Da, eu am spus, băi, Rică, tu ai retrogradat două echipe, eu am promovat cu două echipe. O mică mare diferență. Aștept răspunsul. Și n-a mai răspuns. Nu, n-a mai răspuns, dar a fost corect. Nu, peste ani de zile mi-aduc aminte că a declarat. Dacă Narcis Coman nu avea cu șprițul, eu nu pupam echipa națională. Da, a recunoscut o frumoasă recunoaștere da. A valorii pe care da. Ai avut-o. El probabil a spus-o atunci, probabil e. Într-un fel de mișto, cum e el, știi? Da, da, da. Pe și ziariștii au luat-o ca da. Ziariștii. Da, să dădea bine. Da, dădea contră, că dar bine că nu sunt Ranchino și nu e nici el ca să țin ură sau altceva. Eu nu sunt un tip da. Ala. Două cărți s-au scris, una la Târgoviște, în care ești menționat foarte bogat și cartea făcută de Giurgiuanul tău, Gelubre Benel, da. O carte bine scrisă, chiar este... S-a muncit mult la ea. Da, 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 un om care de fapt ziaristor. E din altă lume, el a da. Scris mult teatru, da. Istorie. Da, da, da. Dar a fost fascinat. A avut ambiții. S-a interesat și da. E ca un document care lași ceva în urmă. Cartea ar fi ieșit mult mai groasă dacă el... Nu e vorba de grosime, de conținut. De conținut, nu era mai... Da, dacă era mai bine informat, știa despre fotbal. Da, pe asta se vede. Și îmi punea, era el un întrebări mai mi-aducea. Din afară, da. Și puteam să vorbesc. Dar așa să mi le te pui stârnea, da. Ia spune ce e despre... Să-mi bulibășesc în cap. Da, nu mai știu am ce spus să eu. Zic. Și eu pățesc lucrul ăsta la această emisiune da. Care e bazată da. Pe traseu în viață și pe amintirile da. Invitațiilor da. Noștri. Ați văzut că este v-am spus. Ca un muzeu viu. Lăsăm v-am spus, așa... puneți-mi întrebări și vă dau da. Răspuns. Da, e un ghid. Încă mai obligatoriu. Obligatoriu conduci pe invitat printre propriile amintiri și din ele cei de astăzi află momente, experiențe, oameni, întâmplări, cum era odată fotbalul ăsta românesc, cum erau oamenii care l-au făcut da, atât de iubit, atât de plăcut, de agreat. Aduc aminte tot așa un meci la Târgoviște contra lui Steaua. Se înscrie în ceea ce spuneam, că jucai cu ambiție foarte mare împotriva fostelor echipe. Nu, contra la toți. Da, da, cu astea parcă aveai ceva în plus. Păi aveam în plus pentru că erau echipe bune și mă solicitau. Și normal că ieșeam în față. Că te munceau și atunci trebuia să ies te evidențiai ca portar. Da, ca portar, da. Și mi-aduc aminte meciul ăsta cu Steaua. Înainte cu o etapă am jucat la Arad. Și minutul 15 sau 20, Iuga... Mi-a luat cu cramponul exact pe menisc că bucată de carne, sărea carne, uite așa. Și a trebuit să mă schimbe. Mi-a cusut,
iar duminica aveam cu Steaua. La nicio săptămână? Da, la dis. Nu, jucam de duminică în duminică, da. Nu era. Și la care Nenea Nicolae Proca, bă, poți, nu știu, Nenea Nicolae, să vedem, eu în gândul meu, bă, nu trebuie să apăr contra lui Steaua, că e pericol. Mă dă ăștia afară din armată. Că eram ofițer, eram detașat acolo, mă plătea clubul. Da, da. Știi? Și m-am dus la unitate, la colonelul Mocanu, zic, da, și colonelul, vă rog frumos, întrebați pe ministru comand dacă am voie să apăr. Și a dat telefonul ăsta. Și a spus, las să apere, că am echipă bună și să apere bine, tizul meu. Aoleu, când am auzit, că pe voce l-am auzit tare, dar pe picherul ăla. Bine. Și am intrat în poartă, mi-a scos firile, am intrat în poartă. Și am apărat, domne, am apărat și s-a desfăcut rana. Curgea sânge. Normal, nu se prinsese. Nu se prinsese când trebuie, curgea sânge. În 5 zile. Am apărat într-un picior, a dat tătarul 2 goluri, a cerut să fiu schimbat, că nu mai puteam, făcuse deja Nea Nicolae schimbările. I-am stat într-un picior, mi-a dat Viorel Năstase gol, 2-1 am bătut, ca după an de zile, că de asta v-am spus meciul ăsta, după an de zile, în 80, când m-am certat cu acest coidum, să fiu trecut în rezervă. Și când am ajuns, deci ai fost premiat. Minister, da, ai fost premiat. Când am ajuns la minister, păi nu mai era Ion Coman. Nici o faptă, era până nu rămâne nepedepsită. Da, era Ion Gheorghe. Și ce ai uitat, mă, cum ai apărat într-un picior contra lui Steaua și ai bătut pe Steaua și a pierdut campionatul? Te-au ținut minte. Da. Zic, păi, am avut liber de la... Ce e liber, bă, ce e liber, trebuia să lași gol. Și eu de acolo zic, dați-mă cel puțin la unitate militară, la Mihai Viteazu. Că e unității în județul Giurgiu. Da. Ce, mă? Ia treci matale în rezervă. Și te-a obligat să... Și m-a trecut în rezervă după... Apropo de astea expresiuni verbale, da? Și m-a trecut în rezervă, și da. Verbale. Și m-a trecut în rezervă. Da, da, vreau zic, au făcut, aveau putere și puteau să decide da. Ce vreau, n-aveai cum să te opui. Dom'le, dar tentațiile alea cu bani... Da. Am înțeles că au fost meciuri în care stăteau cu banii da, în mână, în spatele porții, da, lasă-mă un gol. V-am spus cum atache când... A venit în spatele porții, era Drăgușina antrenor la... La ce meci era asta? Ultima etapă a fost Progresul București, FC Argeș. Că erai la Argeș. Luptam, da. Luptam pentru titlu, dar Steaua a bătut la Ploiești cu 3-1, că știți că generele da. lui Nea Gheorghe Popescu era Dridea, Mircea Dridea. Gică Popescu 1. Gică Popescu 1, postul da. Mare internațional, da, antrenor, președinte al Federației, da, da. Mare personalitatea da. Fotbalului. Da, și... Și a bătut. Și noi atunci am pierdut campionatul, am terminat pe locul 2. Ăla ar fi fost primul titlu în istoria Argeșului, da. Da, da. Și mă, ce ne-am fi bucurat. Da. Și a venit în spatele porții Matache, și a zis 10.000 de lei să le las gol. Și a zis, pleacă de aici, că eu nu fac așa ceva. Și mi-aduc aminte că unii cam începuse să se cam de, știi, să lase ai, dar între ai noștri. Că nu știu cum a ajuns discuția la... Deși pe alții erau da, și, pregătiți, să spunem așa. Și mi-a părut bine că nu mai țin minte cine, Nearad Urzicianu sau Mache Popescu, nu mai țin minte, care a scris cum a apărat onoarea unei echipe. Împreună cu Barbu și Dobri. Deci voi ați rămas da. Verticali. Da. Poate alții... Păi o lăsase mai moale când era la bătaie cu Jiu Petroșani. Să mânjise. Și mulți vreau să nu ajung, nu mai ajungem pe la Petroșan pe acolo. Dar dacă nu era învățat cu vânzările de mici copii, am fost crescuți altfel. Și am mai avut și la Târgoviște, am avut... Veni cu bani grei. Cu bani grei au venit la mine acasă. Și nu, niciodată n-ai. I-a mâncat o ciorbă, că i-a plăcut ciorba să mănânce. Zice, Narcis, nu iei tu, iei alții. Bă, să ia cine o vrea, dar la mine să nu vii. Eu nu te dau pe goarnă. Eu îmi văd de treaba mea. Și, într-adevăr, a luat alții.
Mirea e un spin și pântre proprii coechipieri, da. Unii erau mai amabili. Da. Am pierdut meciul cu 3-1 cu Satu Mare. Deci vreun nevrând, da. Alții au făcut în așa fel încât să le iasă. Că altfel nu pot să-mi dau seama să pierdă Târgoviștea cu 3-1, nu se poate. Da. Și era antrenor aici, a ieșit. Era antrenor ăsta, Coidu, care am avut discuții iar cu el, aiurite. Da. 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 Am spus, m-am certat cu el la meciul cu Jiu. Da, ce e interesant, apropo de această legătură în timp a ta cu Marele Gicu Dobrin. Tu ai plecat în 80 de la Târgoviște. Da. Echipa a retrogradat. Da. Și pe m-a venit Gicu Dobrin, care singura lui trădare, să-i spunem așa în ghilimele, față de Pite, și s-a fost un an și un pic la Târgoviște. Da, aici a intervenit că Dobrin cred că nu venea. Dar a avut o rugăminte enormă, mare, Titi Ionescu, fostul conducător, da. Dumnezeu să-l ierte, de la Târgoviște, un foarte bun, foarte bun conducător, foarte bun conducător, care s-a rugat, cred că în genui s-a rugat de Gicu să vină. Da, și impactul lui a fost extraordinar, i s-a făcut milă de da. Titi Ionescu și a venit Gicu. Bine, pentru el acea perioadă la Târgoviște a fost ca un concediu. Da, ca un concert, că până s-a dus înapoi la Pitești, ca antrenor. S-a întors ca antrenor acolo. Venea, mi-aduc aminte, venea cu Dacia lui Brec, de multe ori ajungea când începea meciul, acolo în spate, lângă plopea. Venea la antrenamente. Se dezbrăca, să nu știu ce, intra, juca cât era nevoie. Stătea la hotel. Avea un impact extraordinar. Stătea cu Gica la hotel. Da. Asta e. Mare jucător, bun jucător, intra, schimba joc. Rezolva, da. Și influența lui asupra cu echipelor și a... Și vedea ca un zeu. Îi timura pe adversari. Avea nevoie să-i timureze pe adversari. Avea nevoie să-i stimuleze pe ai lui. Da, era, adversarul era un efect bun și pentru ai lui. Pentru și era echipă bună Târgoviște. O echipă care alerga, care... Stimulentul Dobrin a fost... Era lucrată, da. Doamne, eu am spus, eu pe Dobrin l-am considerat... Dacă mai stăteai un an, vă întâlneți de azi, că asta e ideea, că mai apucați să mai jucați. Păi n-aveam cum că mă certați încă. Spre finalul pentru carierei. Pentru mine, Dobrin a fost un înger al fotbalului. Și pentru mine, îngerii nu mor niciodată. Am spus tot despre Dobrin. Ai spus un lucru frumos atunci, mi-aduc aminte la când l-am pierdut pe Gicu. Dacă vrei să-l repeți tu... Spune că am spus multe, nu mai... Azi când a murit Dobrin, a murit și o parte din mine. Da, așa e. Prieten adevărat și respect și prețuire care... A spus și ultima... Greu de exprimat în cuvinte. Da, și ultima convorbire a mea cu el a fost la telefon, când am fost invitat de Mircea Meionescu la vedete prin iarbă sau cum, nu mai rețin cum era. Idol și legendă. Idol și legende. V-a făcut legătura, ați vorbit? Mi-a făcut legătura, era internat la spital și a cerut lui Gica și la doctor ca să-l scoată de la infiltrațiile alea să stea de vorbă cu mine. Și a stat de vorbă și a fost ultimul care a discutat cu el. Mi-a zis Gica. A fost ca o bucurie pentru el, pentru... Da. Ai încercat și meseria de antrenor, ai făcut-o la tine acasă acolo, la... Da. La Giurgi, la Junior, la... Și la ai dus echipa în B. Da, la echipa, și la echipa mare, dar am fost antrenor cu portarii. Nu m-am băgat la... să fiu antrenor principal, pentru că, cum să spun, sunt un tip care, eu când văd că nu-ți dai interesul... Nu suporți. Nu suporți și... N-avea rost să mă fac de... Dar mai multe te îmbolnăvești de supărare. Dar portarii mei întotdeauna aici au fost deasupra la toți. Și aveam un primar, Dumnezeu să-l ierte, pe Lucian Iliescu. Păi a jucat și el fotbal, nu? Păi a jucat, am jucat cu el. Da. Am jucat cu el în divizia B când am fost suspendat. Și eu cu Lucian Iliescu... Atunci când te-a trimis acolo, dar a fost ca... Eu cu Iliescu, Lucian, am copilărit. Am copilărit, am jucat fotbal și la juniori. Am de zile a fost primar la Giurgiu. Da, da. Lumea și amintește un om care a făcut o grămadă de lucruri bune acolo. Da, foarte bun.
A murit săracul. A decedat. Și apropo de cetățeni de onoare, iată, l-ai făcut și pe Marius și Mudică. Și Mudică, da. Atunci când a luat titlul cu Astra. Cu Astra. Cu Astra. Tu din partea primăriei, înmânat în semnele de cetățean de onoare, da, la Giurgiu. Da. Cum te înțelegeai cu el când era în perioada aia acolo? Asta e singura dată când am vorbit amândoi. Da? Atât. N-aveam treabă. Numai la momentul oficial. Păi, Astra Giurgiu nu era în Giurgiu, venea decât la meci. Știu, veneau, dar era atât echipa de la Ploiești. Era la Ploiești și Costangeță n-aveam. Un hibrid, da, făcut care... Decât atunci când veneau. Și păi ce să mă dupeze, că era înainte de meci? Ce da, să n-aveai. Dar ai refuzat, ai avut o ofertă să mergi în Qatar, antrenor de portari? Da. Nu parcă prin 2004, când? 2004, dacă da. În 2005 am intrat cu în bani buni, dar nu te-ai dus. Nu, n-am plecat. Ai rămas la... Am rămas pentru că fiind prieten bun cu Iliescu. La Dunărea și i-ai ajutat să... Da, fiind prieten bun, abia zice, bă, și tu mă părăsești? Și cum sunt așa o inimă de-asta, am început și eu să plâng, că îi dătuțelă crime și lui. Și asta era pe la două noaptea. Că jucau în nocturnă, veneau și jucau în nocturnă cadrele da, de la primărie, de la poliție, de la astea. Miuți așa, prietenești. Da. Și zic, băi, nu mai plec, dar faci ca mine. Dai afară pe ăla. Ca să faci întreabă. Și faci întreabă. Când auzi, zice, păi cum o să dau pe ăla? Doamne, dă că ăla este... Aveam pe unul care nu vreau. E măr stricat. E viespe. Da. Ce bine, și zica după ploaie antrenor și să vină cu câțiva jucători de la Bolentin. Și a dus. Bă, spui și pe treabă, pe... Și atunci am promovat în divizia AB. Da. În 2005. Uh-huh. Bineînțeles. Are tradiția lui fotbalistică, Giurgiu. Da, bineînțeles. Destui jucători. Mulți jucători. Plecați de acolo. Da, a dat. A dat pe Mariș, a dat pe... Ionisoiați a fost coleg la copii, la juniori. Da, la copii, dar și ce talentat era. Da? Fuuu, ce făcea cu mingea. Era mingicar, da? Mingicar, da, dar am jucat, am câștigat și ăsta al regiunii Bucureștiului, am câștigat titlul cu el în echipă, pe 23 august am jucat. Ne-a dat și noi atunci un training și un tricou. Cum erau vremurile? A, era bună, ne bucuram. Sigur noi, că copii, te bucurai de orice. De 14-15 ani, câți ani aveam noi atunci, da. Ne-am bucurat. Și după el s-a lăsat, a fost cu carte, i-a plăcut carte, i-a plăcut da, să da, învețe. Da, și spus, la un moment dat a trebuit să aleagă. Da, și a plăcut să învețe. Gino Iorgulescu. Gino Iorgulescu, da, Mețcas de la UTA, care a fost... Leșanu. Petre Dragomir, Viorel Leșanu. Da, destui. Cine destui. Mai... Năstorescu, Bebe. Bebică Năstorescu, da, tot da. Din Giurgiu. Titi Mareș, care a jucat la Faru. Da. A fost jucători. Da. Petre Buduru. Da, exact, Petrică, care a fost președinte Buduru, la Astra, da. Astra. E din Giurgiu. Puțin a uitat, îl leagă de Constanța, dar nu. Da. El e giurgiuvean. Da, a fost, și mai sunt, dar a fost altul Miu, pe urmă antrenor Nea Titi Teșcă, pe urmă Nea Victor Stănculescu din Giurgiu, Titi Teșcă din Giurgiu. De Teșcă și Stănculescu tot din da, tot Giurgiu. Profesor da. Bun. Da, da. Un teoretician. Dar a fost la Rapid antrenor cu Nea Da, tine. Când a luat primul titlu, el a fost da. Și om care ochi la jucători și la... Deci, le-a schimbat destinul multora. Da. Deci a fost da. Giurgiu talentat la fel, dar... Erau alte timpuri acum să vorbim și pe dreapta, că unde stăteți la televizor? N-avea alternative, era. Da. Telefoane nu erau. Da. Unde? Fotbal. Maidane erau enorm de multe. Găseai locuri unde, virane, da, maidane, pe străzi, școală, nu era circulația, da. Puteai să joci pe da, stradă. Pe stradă făceam echipele repede și jucam. Da. Echipele le făceam de la când ne duceam ziua la școală. Erau știute. Erau da. Știute deja. Și erau revanșe de da. Dat, de luat, adică da. Rămâneau pariuri. Jucam. Nu pariuri. Păi jucam când ne plăceam. Bă, v-am bătut, făceam... Era un pretext, da, să... Da, o glumă. Legai meci de meci, da. Tot jucai. Strângeam da. Bani să cumpărăm câte o minge. Era altfel. Da, da acum, era... O bucurie și o da. Alternativă. Da, acum nu vedeți.
Bine, noi alte timpuri am prins, să știu, da, cu alte timpuri. Apropo, Narcis Coman, între cei mai buni portal în istoria României, unde a avut cel mai bun contract? Unde a câștigat cei mai buni bani dintre echipele la care a evoluat? Sincer să vă spun, n-a prea am ținut eu cont să-mi dai bani. Dar cel mai bine, așa ca prime și case, a fost Târgoviște. La Târgoviște? Da. Dar nu am venit să-ți cer, dăm 40 de milioane, 40 de mii, 30 de mii, cât e cum era atunci. Nu. Nu era ca... Alții cereau. Da, păi cereau. Dar eu nu. Mașină, aprobare de nu știu ce, apartament, bagă-mă la facultate. A fost, știu și multe de antrenori, dar nu pot, nu vreau să mai spun de astea care erau. Da. Fiecare, da, cum da, își așternea. Dom'le, l-a vrut clubul? Sigur că da. Și a știut să, l-a plătit, să ceară, a știut să profite. Să ceară cu tupeu cu astea. Iată o imagine romantică pentru vremurile care erau. Asta. N-ai apucat. Halagian a venit după ce ai plecat de la Pitești. Da, după ce am plecat. Da? O poză emblematică. Nu era nici la Pitești când am fost eu acolo. Nu, el a fost mai de un jucător, a umblat și s-a întors. Da, s-a întors și antrenor. Da. Pe aici, în perioada când era antrenor, păi, da, era iată și ce vremuri. Și Dobrin era. Pe banca de rezerve, antrenorul Halagian aprinde țigara de la țigara lui Gicu Dobrin. Am avut și eu o ceartă cu Halagian la Târgoviște. I-am bătut cu 1-0. Și Halagian, nu știu ce mi-a zis. Băi, bețivule, cum ai putut să apeși? Și zic, ce ai zis, mă? Și l-am înjurat, știi? Bă, spară sticla. Halagian, spară sticla asta și stai gâtul. Și Dobrin, spargi pe ai înăuntru, mă. La potolit. Te bate ăsta, intră înăuntru. Un prietenul tău, Gicu, da, el, era și el. Da, și l-a băgat înăuntru. Fierbântat. Da, și după meci a venit la mine, Halagian, și ne-am pupat. Da, bine, să spun multe așa la momente de... M-a vrut adrenalină. Cât a fost antrenor la Pitești, m-a vrut la el. Să te aducă iar acolo. Era nebunit să mă duc la el. Și avea pe speriatul, pe Cristea, sau cum mai bapte cheamă portarul ăla. Mă, la înaltul. Da. Avea portarii buni. Cristian, așa. Da. Era părul creț, înalt. Da. Portar bun. Da. Portar bun. Nu m-am dus. Târgoviștea era pentru mine. Dar consider că cei mai frumoși au fost la Pitești. Așa ai spus undeva. Da, la Pitești a fost... Din toată biografia ta, UTA... A zis Pitești și după aceea Steaua, Târgoviște. După aceea am spus Târgoviște. Pitești și Târgoviște, începutul și sfârșitul. Ți-au rămas așa lipite de suflet. Da, mi-a lipite extraordinar. Ca atmosferă, ca oameni, ca performanță. Da. Dar totuși, acum, cu toate că am zis că Pitești mi-a rămas la inimă și toate astea, totuși Târgoviștea cam depășește pe Pitești. Păi ai avut și rezultate aici, acolo. Am avut și oameni, spectatorii care... Ai ajuns, erau, aveai și altă maturitate. Da. Și spectatorii care mă iubeau enorm. E la 10 ani după... Da. După Pitești a fost Târgoviște. Erai copt, erai altceva. Păi, dar la Pitești, cum să spun, a fost începutul celui mai frumos, celor mai frumoase povestea momente, vieții tale. Da. Care de acolo a început. Da, aici a început. Și prietenia cu Gicu. Am prins rădăcinile astea ale Folda, unde am început să învăț, că de acolo am început eu toate ce vă spuneam, pregătirea care să mi-o fac eu singur. Că și eu am învățat de la Nealenci, Leon Teianovski. Am învățat toate astea, plus ce am mai pus eu de la mine. De el și-a dat, așa să spunem, dorința sa. Dorința, da, da. De a munci tot mai mult, de a ți... Da. Păi, corecta. Munceam 90 de minute. Cât era antrenamentul cu jucătorii de câmp care le făcea Ștefan Vasile, el lucra numai cu mine. Te chinuia pe tine. Și era ăsta Urzicean, portar cu mine, era rezerva mea. Uh-huh. Avea ăsta o boală pe mine, rapidistul de nu vedea. Și mi-aduc aminte de rivalități mari și între voi. Da, nu putea să-și apere înaintea mea, nu că mă laud.
Nu mă lauda, nu putea să facă ce fac eu, era mărunțel de centrări, dar el era dorința, bineînțeles. Da, bine, mulți ambiție da, și... Da, dar trebuie să-ți vezi și vârful ăsta. Îmi aduc aminte ce, puterea să te auto... vedeți ce și ce caracter urât avea pe undeva. Ce credeți că a făcut? Avem un meci amical cu lotul de tineret al României. Și Urzicianu îmi poartă și mie ne-a faină Ștefan Vasile, nașul lui Dobrin, care Narcis, ești liber. Du-te și bea un șpriț, du-te unde vrei, nu te dezbraci, să se apără Urzicianu. Zis și făcut. Într-adevăr, m-am dus, am băut un șpriț, am venit, m-am dus și m-am dezbrăcat. Ca să rămân cu nealenci și să fac antrenament. Da, că n-aveam unde să mă duc singur, n-aveam nevastă, n-aveam cățel, n-aveam nimic. Zic, mai rămân, fac antrenament cu nealenci. Și m-am așezat pe bancă. La care Urzicianu, erau lume, multe spectatori, mulți. Ce, l-ați adus pe ăsta, nu vedeți că e beat și nu știu ce și cu tare și... Și la care Ștefan Vasile, ei mă afară din poartă, intră Narcis. Am intrat. Așa cum zici tu, că e beat, da. Apără mai bine decât tine treaz. Da. Da, am intrat în poartă, bine, noi eram un beat. Că e, nu, vorba bine, da, da. Am apărat bine. Știi? Și am apărat. Să terminăm meciul. Și în cabină, ce credeți, echipa? Se duce la el și îi spune Barbu, capitan de echipă lui ăsta, de mâine numai ce căut aici. Afară. La a doua zi n-am mai apărat. Caracterul, da. N-am mai venit. Pentru gestul care l-a făcut. Pentru că eu am fost liber. Da, sigur că da. El trebuia să aștepte să vadă dacă mă bagă în poartă ca să vorbească prostia care a vorbit. Exact. Tu venisei că ce era normal că să mă dezbrac și să-mi fac un antrenament. Dar da. Nici rezerva lui nu era da. La meciul ăla. Da. Portarul fără mănuși, Narcis da. Coman, un om care a însemnat epoca în fotbal românesc, cu bune, cu mai puțin bune, un om care a pus mai presus de orice libertatea, demnitatea și fotbal. Nu s-a plecat în fața, a avut de suferit, dar le-a dus. A fost crucea lui. Da, ești învingător. Într-o bună măsură dus alături de marelui prieten Dobrin, da. Gicu Dobrin. De-aia spuneam, multe s-au spus atunci și faptul că nu te lăsau să zici tu ceva, se croșeta, cum se spune, mult pe lângă, lumea fabula, era și nevoia aia de a crea o anumită imagine. Este. Fapt e că dacă lucrurile ar fi stat așa cum le prezentau răuvoitorii, nu jucați, nu vă făceați treaba până la vârste atât de înaintate și cu rezultatele pe care le-ați avut. Asta așa zic și eu. Da. Că dacă era să bem cum ziceau ei, vă dați seama că jucam 5 ani. Nu e clar. Voi ați avut de vizionare. Viața e viață, fotbalul e fotbal, da. nu se amestecă. Sunteți... Și niciodată nu să mă judecă de da. Pentru ce fac da. În poartă, ce fac pe teren. Sunteți cronicari de atâta timp. Cum poți, dumneata, să vii să spui Coman are sticla de țuică lângă bar. Da, bine, și asta se fabula când tu ce cu sticlă de apă. Scrii în ziar așa ceva. Și păi mă, tu ai venit să miroși, măi, domnule da. Ziarist. Da. Să vezi dacă e așa sau nu e așa. Cum poți să scrii asemenea anomalie? Enormități, da. Enormități. Cum în fața la 18.000 de spectatori? Și culmea, barem n-am apărat nici plus. Am apărat și bine. Păi, ca aproape întotdeauna. Da. Ca să vedeți ce caractere frumoase. Da. Spune-mi, te rog, așa din propria experiență, ajung la vârsta asta venerabilă, ai trecut până atâtea. Dă-mi, ce avea fotbalul românesc în plus atunci și jucătorul român și nu mai regăsim astăzi, din păcate? Care erau, să spunem așa, aturile fotbalului și fotbalistului român din anii aia? Atunci jucam din plăcere, să vă spun foarte sincer. Jucam din plăcere, din dorința de a ne afirma, de a fi cunoscuți. Nu ne gândeam noi la bani. Noi eram mulțumiți că suntem angajați și ne duceam la antrenamente și nu. Și era o plăcere
deosebite de a juca fotbal. Deci nu ajung, dar acum mă uit că e un fel de comerț fotbalul ăsta. Să mă ierte Dumnezeu. Că e vânzări, cumpărări. Înainte, pe timpul meu, nu era așa. Era plăcerea de a juca, plăcerea de a câștiga meciul, plăcerea de a fi aplaudat din tribună, plăcerea de a-ți auzi numele strigat. De a te afirma, de a-ți crea un nume. Îți crea un nume, da, Coman. Când te ieșeai pe stradă, uite-l pe Coman, uite-l pe Coman. Era ceva frumos, foarte frumos. Mai e un aspect care, din păcate, mulți le evocă. Dom'le, erați mult mai rezistenți, mult mai bărbați decât ăștia de astăzi. Da, da, suportați și durerea. Treceați peste micile accidentări, jucați și așa. Eu am impresia... Și n-aveam, vorba aia, medicamentele de acum, metodele de recuperare de acum. Era organismul mai sănătos atunci mai... Făceam niște dinamice dacă erai lovit și cu asta basta. Sau puneai, cum aveam eu obiceiul tot așa să mai râd, puneam sticla de cabernet pe picior și mă făceam bine. Ca să fac plăcerea la... Ne spuneai tratamentul cu... Da, da. Dom'le, mă uit că acum mai devine și vedeți arbitrajul ăsta, cum să vă spun, li s-a dat. De ce? Pentru că în momentul cum l-ai atins așa, nici faul ca la basket nu e, tu dai flair fault. Și ăștia s-au învățat să cadă ca niște domnișoare și pun singuri piedici. Sau eu am văzut multe care sunt, cum să joci, băi, piept la piept, umăr la umăr. Dar aici dacă te atins puțin și tu n-ai ajuns, gata, ai căzut jos. Aoleu, aoleu. Păi credeți că are atâta durere ăla acolo și a doua zi vii și face antrenament și toate astea. Să fim serioși. Cum cad acum, câteodată nici închid televizorul când văd. Da, mai parcă mai puțin rezistenți, mai puțin dispuși la rezistenț, sacrificiu. Să știți că rezistenți sunt, dar dacă nu mai le dai așa ușor faulturile. Să-i oblige puțin să... Să-i oblige să stea ca o lume. Păi dar ce face în Anglia dacă se duce? De-aia, din păcate... Ia să vedeți ce forțare dacă se duce în Anglia. Să-și joace. Nu prea, nu fac față. Păi nu fac față pentru că îi văd morfoliți de aici. Da. Și de-aia nu se complică nimeni să ia. Da. Deci încă una din poveștile nemuritoare ale fotbalului cu Narcis Coman, prieten bun cu Gicu Dobrin și dăm voie, Narcis, să citesc din ceea ce eu am scris pentru Dobrin, dar eu zic că se potrivește foarte bine și pentru tine. Prezumția de vinovăție. Dobrin a trăit ca un geniu fotbalistic, dar sfâșiat de slăbiciuni profund omenești. La fel. Însă, dincolo de tot și toate, trebuie spus că Dobrin, la fel și Narcis Coman, nu a fost singur fotbalist sau sportiv de performanță care în acei ani mai pierdea câte o noapte la un șpriț, la o încinsă partidă rumii sau poker, la o șuietă nesfârșită. Numai că în cazul lui Dobrin, la fel și al lui Coman, sancțiunile și măsurile disciplinare au fost totdeauna exagerate, întrecând mereu faptele fără a li se arăta nici cea mai mică înțelegere. Stilul lor orgolios, mândru, chiar sfidător, neaderarea la spiritul de gașcă și la fotbalul militarizat și politic, ce devenea tot mai puternic în România, i-au făcut pe mediocri politruci care conduceau fotbalul și sportul să-i pândească, să-i vâneze, să-i pedepsească spre propria lor satisfacție. Nu au făcut altceva decât să văduvească publicul spectator de jocul unor fotbaliști adevărați. Nicolae Dobrin și Narcis Coman. Prietenie în timp și peste timp. Foarte. Și amintirile pe care ei le lasă foarte frumos, foarte celor frumos. Care chiar au iubit și iubesc fotbal. Foarte frumos. Multă sănătate, sperăm să mai avem prieteni să ne întâlnim. Da. Și celor de o anumită vârstă, cred că le-a făcut mare plăcere să te reîntâlnească, să vadă în ce formă bună ești la aproape 78 de ani și ce tezauri de amintiri ai în spate. Oricând vă stau la dispoziție, dumneavoastră să fiți plin de întrebări, și o să vă răspund. Cu mare plăcere. Da, asta e un mare câștig al acestor ani, dialogul liber deschis între oameni. Întotdeauna l-am avut. Numai ca pe vremuri când unii profitau de
meseria de ziarist, scriau vrute și nevrute, iar cel încondiat nu prea avea dreptul la replică. Sperăm că niciodată nu se mai întoarcă vremurile, pentru că asta face parte din demnitatea noastră a tuturor. Mulțumim, Narcis, sănătate multă, mulțumim, prieteni, la revedere pe săptămâna viitoare.